Doamnelor și domnilor, senatori și deputați, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oară națiunii române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie și cu speranță invitația reprezentanților legitimi a poporului. Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independența și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în evenimentele din decembrie 1989 care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Ultimii 20 de ani au adus democrație, libertăți și un început de prosperitate. Oamenii călătoresc, își întâlnesc visele și încearcă să-și consolideze familia și viața spre binele generațiilor viitoare. România a evoluat mult în ultimele două decenii. Mersul României europene de astăzi are ca fundament existența Parlamentului. Drumul nostru irreversibil către Uniunea Europeană și NATO nu ar fi fost posibil fără acțiunea pentru libertate și democrație a legislativului românesc de după anul 1989. Dar politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rostul primordial al instituțiilor statului. Multe domenii în viața românească, gospodărite competent și liber, au reușit să meargă mai departe în ciuda crizei economice. Mici întreprinzători și companiile mijlocii, tinerii și profesori din universități, licee și școli, cei din agricultură, încearcă să-și facă datoria oamenii de astăzi, militarii, diplomații și funcționarii publici. Deși sunt puternic încercați de lipsa banilor și descurajați instituțional, își fac datoria față de țară, instituții precum Academia Română și Banca Națională, deși vremurile de astăzi nu au respect cuvenit față de ierarhia valorilor în societatea românească. Sunt mâhnit că după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură.
Autostrăzile, porturile, aeroporturile moderne sunt parte din forța noastră ca stat independent. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a societății. Regina și cu mine, alături de familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Vom susține interesele fundamentale ale României, continuitate și tradițiile țării noastre. Nu m-aș putea adresa națiunii fără a vorbi despre familia regală și despre importanța ei în viața țării. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenire ei. Coroana consolidă România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. Domnilor și domnilor senatori și deputați, instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi și de etică. Sunt simț al datoriei, iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Aveți încredere în democrație, în rostul instituțiilor și în regulile lor. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni a istoriei noastre, servite responsabil și generos. În anul 1989, în ajutorul României, s-au ridicat voci cu autoritate, venind pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra ființei națiunii. A sosit momentul, după 20 de ani, să avem un comportament public rupt, complex și definitiv de năravurile trecutului. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agățarea de putere și bunul plac nu au ce căuta în instituțiile românești ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de anii dinainte de 1989. Se cuvine să rezistăm prezentului și să ne pregătim viitorul. Uniți între noi și cu vecinii și frații noștri să continuăm efortul de a redeveni demni și respectați. Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, unele fericite și multe nefericite. După 84 de ani
de când am devenit rege, pot spune, fără ezitare, națiunii române, cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere. Democrația trebuie să îmbogățească arta cărmuirii, nu să o sărăcească. România și toate țările din Europa are nevoie de cărmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământul românesc care ne-au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sferii de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Europa de astăzi este un continent în care popoarele și pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți partea națiunii noastre și așa vor rămâne întotdeauna. Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu. Români, țara a pierdut pe regele Mihai I. Timp de peste 9 decenii, el a închinat României toate puterile, cu devotament și răbdare. Am pierdut, ca voi toți, un părinte. O pierdere personală și o pierdere pentru întreaga națiune. În aceste clipe grele, suntem uniți în suferința noastră. Cu infinită iubire și principii puternice, regele Mihai
a scris în Cartea Neamului cea mai valoroasă pagină din istoria contemporană. Bunătatea și iertarea sa au învins toate relele secolului trecut. Înțelepciunea lui a asigurat continuitate identității noastre în momente de gravă abatere de la mersul firesc al țării. Regele nostru a fost o parte din fibra statului român. Prin întreaga sa viață, tatăl meu a continuat legătura familiei regale cu națiunea română. Pentru ziua noastră de mâine, el ne-a dăruit ziua lui de astăzi. Începe un nou timp pentru Casa Regală a României, cu aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu. Voi continua să servesc interesele fundamentale ale poporului român. Așa să ne ajute Dumnezeu. A scuipat? Doamne, să uite. We live two lives, remember. Întâi toate, a văzut cu cum la masă aici. I don't like somebody I love to be sad. So we shared our sadness. What does Your Majesty have in mind to do for Romania from now on? To be. Vizitele au fost, ca în toate cazurile, pline de toane. Pe cât de generoase au fost, înzestrându-l cu multe calități, pe atât de contradictorii au fost cu destinul său. Orice om are de îndeplinit în viață o misiune. Mihai a ajuns rege în mod conjunctural la nici 6 ani. A fost mai apoi detronat și din nou repus pe tron, pentru a fi în cele din urmă obligat să abdice și să plece într-un exil dureros și fără capăt. Se va fi încheiat misiunea și rostul ei pe pământ în slujba poporului căruia îi aparține? Ne aflăm în acest palat, Palatul Elisabeta. A trăit multe clipe mai curând nefericite decât fericite. Asta sunt lucruri care nu se uit niciodată. Dar cu timpul se atenuează simțimentele acute, ca să spun așa. I think it was the beginning. Because here it was painful because I knew it from here he left with his mother. Here things happened. Petrecu niște momente, aș spune, cât se poate de neplăcute. And here I think he had a very sad period of his life. And that's why when I came back for the first time and I saw that, all that sort of, you could feel it. Principele Mihai a crescut în casa părinților lui de la șosea. Atmosfera acestui cămin, creată cu talent de mama sa, va rămâne neștearsă în amintirea regelui Mihai peste ani. Cu minunatul ei gust, viitoarea regină Elena va decora în același fel și casele de la Florența și de la Săvârșin. Fotografiile din anii 20 îl arată pe regele Mihai ca pe un copil îngândurat, reținut, al cărui zâmbet fermecător se vedea rar. Ce a stat legătura aceasta puternică între majestatea voastră și regina mamă? Bine, ea mai avea un sens extrem al moralii. Poate tocmai prin ce a trecut. Și nu numai morală în familie, dar morală în afară, față de toată lumea.
Și în plus de asta, ea avea o educație care era foarte, foarte diferită de ce întâlneam noi pe aici. A avut o educație mai mult partea englezească, ca să spun așa. Or, diferența de ce vedeam eu la ei, în jurul ei, și ce se întâmpla pe aici, era ca ziua și noapte. They had a sense of humor, tremendous sense of humor. That they stayed till the end like that. Am iubit-o foarte mult și admirat-o foarte mult. Și a fost foarte aproape de mine. Poate că am fost fiica ei, că n-a avut fiice. Tot ce sunt eu este grație ea. S-a văzut, de fapt, în timpul războiului, ce a încercat să facă pentru evrei de aici. Și dacă cineva avea ceva să fie contra evreilor, era ea, din cauza de pierții. Ce suflet îți trebuie să trăiești într-o lume bezmetică ca aceea, în care totul era de o cruzime fără margini, și să fii femeie, să n-ai nicio putere constituțională, că ea nu avea rol în cadrul statului, era mama regelui, atâta tot. În afară de faptul că se chema regina mamă, statul nu îi dădea niciun fel de putere. Și cu puterile ei de și femeie, să porți o asemenea suferință în să suflet, salvezi zeci de mii de evrei cu atâta cruzime în jurul tău, în care nimeni altcineva nu o făcea. Moralmente, pentru ea ce se întâmpla cu evrei, și asta era un păcat, mai mult decât un păcat. Și a găsat că trebuia să facă ce se poate face. Și ce a făcut concret? Păi, mama mea a reușit, întrucâtva, să-l mai tempereze pe Antonescu. Pentru că Antonescu, foarte curios cu mentalitățile lui așa, avea totuși un foarte mare respect față de mama mea. Dacă nu iubire, dar respect avea. Mai mult decât față de regele Carol al II-lea? No. O respecta mai mult pe... No, fără discuții. About her little boy. And to say that she only could see him sometimes just one month during a whole year. And that made me terribly sad for her. For how can you do such a thing to a mother? Credeți că și-a găsit vreodată liniștea sufletească mama majestății voastre în cele din urmă? După atâta chin și atâta durere? Ia. S-a fi fost educația ei strictă, poate știu eu, dar până la urmă nu s-a lăsat copreșită de asta. De când în când, da. Dar în general nu, a pus-o deoparte. Cu toate că asta de șters nu se șterge niciodată. În tot ce a suferit, dar în toate chestiunile astea, niciodată nu mi-a spus un cuvânt urât despre tatăl meu. Ce credeți că ați moștenit de la regele Carol al II-lea? Mi-e foarte greu să răspund prapăr șleau. Fiindcă eu n-am avut o relație foarte bună. Cred că mai multă lume știe, nu poate toți, dar... Și chestiunea asta a început de când s-a întors el în țară, în iunie 30. Știam că se întâmplă lucruri care nu trebuia să se întâmple. O vedeam pe mama mea, care era foarte tristă, când o vedeam plângând, dar nu prea înțelegeam de ce. Mariajul tinerei perechi a debutat rău. Prințesa, grecoaică, o fire romantică, discretă și cu frica lui Dumnezeu, iar Carol, impetuos, frivol, arogant și doritor de petreceri. Nici nu se putea un contrast mai evident. După ce cu ani în urmă, în timpul războiului, dezertase din armată pentru a se căsători la Odessa cu Zizi Lambrino, căsătorie care la întoarcerea în țară a fost anulată, Carol revenea acum la vechile obiceiuri. După doar câteva săptămâni de la nuntă, Carol a început să regrete burlăcia și și-a reluat escapadele cotidiene, lansându-se în mare aventură cu Magda Lupescu, legătură statornică, dar blamată de toată lumea. Accidental, ieșind de la palat în spate, care nu mai există acum,
Am văzut-o ieșind în casa mea, unde lucram noi acolo, și când m-a văzut pe mine venind, a trântit ușa și s-a fugit înapoi, în casă. Pe doamna Lupescu? Da, s-a la departe. Știam cine era. Și până m-am făcut prostie, ca să spun unui coleg al meu din școală, care era, ca să spun așa, mai prieten decât ceilalți, și el i-a spus mamei lui, care era prietenă cu Lupescu. Cu Duduia, cum îi spunea, da. Și câteva zile după aia, tatăl meu vine și îmi spune, zice, am auzit așa și pe dincolo, zice, acum ai timpul ca să vin eu să mă prezint. Și v-a prezentat, nu? Da. Asta numai plăcerea nu mi-a făcut. Și pe mine mi-a mai spus el ceva, care parcă a pus colacul peste, nu știu cum se spune, câtva timp după, că eu pot să mă adresez ei ca proprii mele mame. Cum e să-mi spui mie așa ceva? Astea sunt lucruri care nici până astăzi nu pot să înțeleg ce era în mintea lui. Și cum vă adresați Elenei Lupescu? Eu mă adresam de loc. Niciun fel. Și lucrurile astea au venit încet, încet, după ce a venit tatăl meu înapoi. Când m-a luat de lângă ea, trebuia să mă duc la Pala ca să fac continuu școala, în loc să fie cu ea acolo, a pus în jurul meu niște oameni care chipurile ar fi pedagogi, dar numai pedagogi n-au fost, pentru că felul cum se puteau, unul din ei mi-a spus, doamne, dacă nu fac ce spune el, nu o să mă dea voie să mă duc să o văd pe mama mea. Mama, cum îi vine cuiva să spui? Ce fel de pedagogie asta? Plus, toată povestea asta cu doamna Lupescu, fără să le știu pe toate, dar știam că era ceva acolo. Cum a pus femeia asta mâna pe el, asta e foarte greu să înțeleg de ce atâta, că am avut și una înainte. Nu știu cum a fost, ce fel de influență nefastă, cum a fost, nu știu cum a fost de asta, dar se întâmplă. Îmi pare rău să o spun, dar și poate m-a învățat într-un fel indirect ceea ce nu se face. A fost un tată care și-a detronat propriul fiu și a părăsit țara de două ori pentru două femei diferite. V-ați simțit nedreptățit în momentul în care s-a întors și v-a detronat, acordându-vă în schimb drept consolare titlul de mare voievod de Alba Iulia? Mi se părea cam curios asta. Da. Nu se putea ca deodată să fiu pus un ofițer în armata română fără să știu ce se întâmplă cu armata. Și atunci culmea a fost când mama mea trebuie să plece. O, de bine de rău, totuși am simțit și știam în sinea mea că din cauza acestei persoane și asta, mama mea trebuie să plece, exilat. Și în plus de asta, nu aveam voie eu să mă duc să o văd câte două ori pe an, câte trei săptămâni. Astea sunt lucruri care, cum se spune, îți cresc în suflet, știi? Cu toate că, din punct de vedere politic, dacă pe afară la anumite lucruri, România a progresat enorm în timpul domnului. Asta da. Exact. Asta nu pasă ea nimănui. Da. Și din punct de vedere economic și da. Are și niște merite culturale. Numai că pentru mine, în viața de toate zilele, apăsa mult mai greu partea cealaltă. Carol al II-lea a fost o personalitate controversată. Inteligent și erudit, cu un autentic dar oratoric, el s-a lăsat copleșit nu odată de slăbiciuni și excese care au adus mai mult rău propriei lui persoane, familiei și mai ales țării. Pentru înfăptuirea unui ideal, ce a fost țelul și împărbătarea multor generații. Aventurile sale, precum și defectul de a se înconjura de o societate îndoielnică, i-au pus în umbră abilitatea de a domni.
România se bucura în deceniul al treilea al secolului trecut de o frumoasă reputație în politica externă și de o înaltă viață culturală și științifică. De anii domniei regelui Carol al II-lea este legată consacrarea multor nume românești din cultură și știință. Brâncuș, Enescu, Iorga, Titulescu sau Tristan Țara, ca și apariția tinerei generații de scriitori, Cioran, Eliade, Ionescu. Persoane mai semnificative, eu zice, gândindu-mă după, era Titulescu. Și să mă aduc aminte, s-a spus el la un moment dat, asta mi-a rămas, că erau mici probleme cu guvernul, și poate un sat. Și el s-a răstit la ei puțin, zice, dați-mi voi o politică serioasă în țară și eu vă dau o politică bună exterior. Confian, prudent, action, esprit de sacrifice. Pe de altă parte, Europa acelor timpuri trăia tentația dictaturilor. Aproape toate țările europene se aflau sub acest sistem, iar Carol al II-lea a ales și el dictatura în ultimii doi ani ai domniei. El nu a fost de acord cu tatăl lui niciodată, nici când avea 10 ani. Ori e una să nu fii de acord cu tatăl tău când ai 30 de ani sau 40 și trebuie altă putere de caracter când ai 10 sau 12 ani să rejectezi ceea ce cei din jurul tău fac pentru că tu crezi în altceva. Puteți spune că acum, după ce a trecut atâta timp, sau poate cu niște ani în urmă, că l-ați iertat? Și a fost foarte greu. După ce vedeam suferințele mamei, astea sunt lucruri pentru mine de neiertat. Așa că nu pot să spun că l-am iertat, dar am încercat să pun în spatele minții, să nu mai mă gândesc la asta. Pentru că a fost lucruri prea, prea urâte. Mihai găsea înțelegere în special la bunica sa, Regina Maria, aflată în disgrația fiului său cel mare numai pentru faptul că nu-i aproba înclinațiile sale autoritare, îndepărtarea de familie, de bunii sfetnici și legăturile anormale cu persoanele veroase care îi subminau imaginea de urmaș al marilor săi predecesori. Mihai își iubea mult bunica. Regina Ana scria: Regina Maria a fost puternică, militantă, a reprezentat alături de soțul ei, regele Ferdinand, unul din simbolurile cele mai puternice ale Marii Uniri din 1918. A fost numită Mama Regină de către popor pentru alinarea pe care a adus-o răniților și pentru curajul ei de a se duce pe front. Aveți amintiri, Sire, despre bunica majestății voastre, despre Regina Maria, cea mai iubită regină a românilor? Ce pot să mă aduc aminte de ea este că se purta cu mine cât se poate de frumos și drăguț. Vorbea totdeauna englezește cu ea. Avea un spirit care era altceva decât viața de toate zilele. Și de câte ori luam masa cu ea, după aceea plecam la plimbare cu ea în mașina ei și mă ruga pe mine să conduc. Chiar atunci când am mai din cauza felului ei de a fi, prestanța care o avea, cred că asta a făcut o gelozie teribilă față de tatăl meu. Adică fiul majestății, chiar fiul majestății sale. S-a început să-i pui ceea ce am aflat după restricții. La câteva ceremonii nici nu mai era invitată, nu m-a lăsat să vie. Făcea mizerie. Tatăl meu, nu știu de ce, pe lângă puțină grandă manie de asta cu toate uniformele și tot ce putea acolo. Și fast, da. Dar avea un sentiment de gelosie, dar nu știu de ce, fiindcă le avea pe toate, să mai fie gelos. Și a fost un caz, când m-am întors de la Florența, de la mama mea, ea mi-a dat o scrisoare pentru Regina Maria. Și m-am făcut eu greșeală acolo, fiindcă am spus că ar vrea să mă duc la Brown Sober, la mașina. Și tatăl mi-a spus de ce. Și am spus că am o scrisoare de la mamă. Și mi-a cerut scrisoarea și i-o dau lui.
Și mi-a luat înapoi a doua zi și am văzut că a fost deschisă și le lipită la loc. Eu credea că nu se vede, am văzut. Pasiunea majestății voastre pentru motoare a fost o constantă a vieții majestății voastre. Principesa Margareta, Alteța sa regală, chiar spunea că n-a avut niciodată probleme cu vreo mașină stricată pentru că a fost majestatea voastră întotdeauna acolo să o repare. De când am avut această pasiune pentru mecanică și mașină, asta nu știu nici când a venit. M-am născut cu ea. Erați foarte mic, da, când... Și de curiozitate, de una dată, atât așa am prins, am învățat singur, cum se spune așa, diferite lucruri. Și acum încă o să învață, niciodată nu ești pe toate. Am avut totdeauna pasiunea și avioane, dar nu puteam să mă apropii, fiindcă nu vrea nimeni să mă lase să merg cu avionul, nicăieri, niciodată. Știu că la un moment dat ați apelat la o adevărată diversiune ca să-i păcăliți pe oamenii tatălui majestății voastre și a fost prima oară când ați pilotat singur. Nu. Antonescu vrea neapărat ca să mergi să văd trupele românești în timpul războiului. Și atunci am fost cu avionul, am mers până în Crimea, unde erau trupele noastre cu nemții și așa. În fine. De la una alta, că ne-am întors, vremea era frumoasă, dar scutura teribil, fiindcă erau vânt. Și în coada avionului, după un ceas, două, de asta, începe să-ți fie rău, nu? Atunci am ascultat și m-am dus în față să văd ce se întâmplă acolo. Și când pilotul m-a văzut că am cam alb la față, l-a scos pe celălalt și m-a pus în locul lui și m-a pus să pun mâna pe comenzi. Din concentrarea asta mi-a trecut rău imediat. Mihai accepta greu ideea de extremă. Nu iubea nici pe gardiști, nici pe bolșevici. Și cu atât mai puțin își înțelegea tatăl, care nu mergea nici cu unii, nici cu alții. În schimb, obstrucționa democrația pe care înaintașii săi o clădiseră cu multă strădanie. Persecuția cea mai gravă și mortală a fost imediat după ce a plecat tatăl meu. Atunci regionarii i-au luat pe toți, în fine toți, mulți, i-au luat și pe politicienii noștri, că i-au omorât pe toți. Da. Asta a fost. Au fost asasinați Nicolae Iorga, Gheduc, Armand Călinescu. Da. Și a mai venit și Eichmann pe aici. Hitler i-a cerut lui Carol să-l aducă pe Corneliu Zelea Codreanu la putere împreună cu organizația sa. Bineînțeles, regele a refuzat cererea. Dictatura în România nu putea fi negociată și-o rezervase Sieși. Carol și-a dat seama că, fără distrugerea definitivă a gărzii care devenise fără niciun dubiu agentură germană, țara și tronul, el însuși, erau în primejdie de moarte. Probabil atunci a hotărât irevocabil suprimarea capitanului și a celor apropiați lui. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie acelui așa an 1938, lui Corneliu Zelea Codreanu și altor 13 camarazi din organizație li s-a înscenat o tentativă de evadare de sub escortă și au fost lichidați. Eu simțeam ceva care nu e în regulă acolo. Când a început mișcarea legionară să fie ceva mai acută, n-am întâlnit pe niciunul atunci. Nu-i cunoșteam pe niciunul, dar îi vedeam fața în jurnale, știam de ei, Codreanu, mai știu care și pe dincolo. Acolo nu cam plăcea ce se întâmplă, pentru că erau cam extremiști cu mentalitățile lor. După aia am înțeles eu multe lucruri. Mihai lua prânzul împreună cu tatăl său și, ca de obicei, ascultau muzică în timpul mesei. La radio se transmitea un cunoscut vals vienez. Deodată, emisiunea s-a întrerupt, cu un zgomot surd, ca de vase sparte, și o voce gâfâită a început să urle. Atenție! Armand Călinescu a fost ucis. Un grup de legionari l-a executat. Voievodul, ca și regele, au rămas fără grai, neînțelegând ce se întâmplă. Iar mareșalul Antonescu, cum a rămas în amintirea majestății voastre? Și cu bune și cu rele? Nu, s-a spus că în ura mea față de el. N-am avut niciun fel de ură. Nu m-am înțeles cu el, asta e altceva. Unii care au sentimente de-astea primitive, care cred că toată lumea le are. Nu, așa e. Și am găsit undeva, le-am spus la câțiva care au strâmbat puțin. Asta zic, ura face mai mult rău vasului în care este decât
cele la care stați. Deci, omul care este plin de ură, să-și mănâncă singur. Singur. Asta nu e plastic când le spui, nu? Da. Își băga toți oamenii pe lângă mine, toți agățanții mei erau aleși de el. Spiona de dimineață până seara, știa absolut tot ce făceam. Un caz foarte complex, pentru că era un ofițer bun, a luptat în primul război mondial, a avut diverse poziții militare în anilor 30, a avut disensiune cu tatăl meu, tocmai din cauza legăturilor lui, a fost dat deoparte. Era un bun om, în orice caz. Își iubea țara. Cu calități de militar. Cam încăpăținat era. Și foarte autoritar. Și culmea culmelor a fost, după toate frământările astea, că tatăl meu a trebuit să-l cheme să-l facă prim-ministru până la urmă. Mult am auzit și după aia m-au criticat pe mine. De ce nu l-am grațiat? Ăsta care spun asta, nu-ți dau seama de cel puțin două lucruri principale. Pentru că în Constituția noastră era orice act semnat de mine nu este valabil dacă nu este contrasemnat de un ministru. Ministrul de Justiție atunci era Pătrășcanu. Eu puteam să semnez și portez, dar nu semna, gata. Asta e una. Și pămărușii și aliații englezi și americani niciodată n-ar fi acceptat ca el să fie grațiat. Nu știu ce vrei să fac, eu mă găseam între ciocan și naturală, da, știi? Da, exact. La 23 august 1944, la vârsta de 22 de ani, regele îl arestează pe mareșalul Ion Antonescu și întoarce armele de parte aliaților. Dă astfel o lovitură grea germanilor împânziți peste tot, sub geamurile palatului, în capitală și în toate orașele țării. A fost un gest care a surprins pe toată lumea, mai ales pe germani. Se spune astăzi că actul eroic al tânărului rege Mihai I a scurtat războiul cu 6 luni și a salvat câteva sute de mii de vieți omenești. Întoarcerea armelor împotriva lui Hitler rămâne încă un eveniment controversat. Sunt istorici și nu numai istorici care spun că ceea ce a făcut majestatea voastră era singurul lucru care se putea face atunci pentru scoaterea României din război și că am evitat un dezastru mult mai mare pentru țară. Sunt alții însă care spun că mareșalul Antonescu ar fi gestionat mai bine această criză decât majestatea voastră și că am fi avut o soartă mai bună, poate după aceea n-ar fi urmat regimul comunist și în sfârșit. Da, a fapt... afară de faptul că am schimbat complet tot aspectul războiului, într-un fel, sfârșitul războiului. Dar faptul că am ajuns acolo, la 23 august, a fost deja pregătit cu un an înainte aproape. Am avut discuții cu partidele politice, atunci era liberale și țărăniști, și cum aliații ne-au obligat să aducem pe comuniști în grupul nostru, cu social-democrații. Fie toți eram de acord că trebuie făcut ceva. Și aveam legături la Ankara, la Cairo chiar, oameni de la Maniu, unul, doi de la mine, cu care se discute cu aliații. Asta o spun are repezare, pentru că au fost luni și luni de discuții. Dar s-a convenit că Antonescu este persoana cea mai dreptățită ca să facă acest armistițiu, să termine. Oricum îl cunoșteam noi pe Antonescu, pe chestia cu nemții, cu Hitler. Se punea totuși problema că dacă eu refuză, ce facem? Și atunci a fost decis de tot grupul nostru, cu partidul, cu tot, că dacă se întâmplă asta, atunci trebuie pus mâna pe el și pus deoparte, nu se poate altfel. Și asta e ce s-a întâmplat. De Antonescu vorbiți. Nu, asta e ce s-a întâmplat, că am avut o discuție un ceas jumătate cu el.
cu Mihai Antonescu și cu generalul Sănătescu, eram toți împreună. Și nu una alta, nu știu cum, a venit și ne-a spus atunci că fără aprobarea de Hitler, ei nu face. Și că să rușii trebuie făcut altfel, știi, aberații. Și atunci am ajuns la acest punct în care am spus un fel de cod. Adică, dacă este așa, nu mai rămâne nimic de făcut, am spus eu. Da, și în momentul ăsta au intrat cei trei subofițeri și capitan care l-au arestat. Asta a fost. Și ce reacție a avut mareșalul? El, bineînțeles, a rămas complet. De asta nu s-a așteptat la așa ceva. Și când a ieșit în odaie și se uce sus în casa de acolo, mi-a scuipat și a spus că mâine o să fie toți omorâți. A scuipat? Da. Ce s-a întâmplat după aceea, acolo e altă chestiune, care nu din cauza noastră. Și dezamăgirea acolo a fost, fiindcă minciunile care le-au spus și sovieticii și ceilalți aliați care n-au lăsat baltă, asta a fost o lovitură foarte grea pentru noi, pentru toți. De ce credeți că v-au lăsat baltă? Nici până azi n-am înțeles, fiindcă ceea ce, de exemplu, ei știau foarte bine ce sunt comunismi, cine este Stalin și asta. Ei aveau interesele lor primordiale pentru ei și noi ăștia ceilalți eram așa. O țară mică. Prea pus de acord. Da. Dar credeți că între timp românii, acum stați totuși în țară mult timp, veniți des, credeți că românii au o percepție acum mai aproape de adevăr față de ce s-a întâmplat atunci și după? Eu mă întreb, câteodată îmi pun și eu întrebarea asta, fiindcă prin ce au trecut românii în acest ultim 50 ceva de ani sau 60 de ani aproape, e una. Dar s-au spus atâtea lucruri neadevărate, atâta minciuni, atâta murdărie, în toate părțile, cred că am început acum să-ți dea seama de anumite lucruri, dar știi, vorba aia, picătura chinezească, care a picat după an după an după an, ceva tot rămâne acolo. Venirea la putere a unui guvern condus de Petru Groza, comandat de la Moscova, a fost impusă apoi în 1945 de pumnul în masa lui Vișinski, eminența cenușie a lui Stalin. Groza declara: eu mă aflu în fruntea guvernului prin voința poporului. Voința poporului era, în fapt, pumnul lui Vișinski. Ultimatumul dat de el încălca flagrant angajamentul celor trei mari, Churchill, Roosevelt și Stalin, de a nu interveni în treburile interne ale țărilor temporar ocupate. Un martor l-a văzut apoi pe Vișinski în mașină, rânjind, împreună cu însoțitorul său. Iar dizidentul rus Vladimir Bukovski avea să-i spună regelui ani mai târziu că Vișinski nu se enerva niciodată. Totul fusese un teatru ieftin. Aici este biroul în care s-a petrecut un moment dramatic, un moment istoric, nu? Vișinski era acolo în față cu interpretul lui, insista ca să fie guvernul Groza și încercam să tergiversez cât se putea. Am zis că la noi sau să nu se poate la noi, trebuie consultat constituționalmente și asta. Și am zis, s-a enervat. Când te gândești în urmă că Vișinski era procurorul Stalin când s-a făcut reforma lor agrară, cum se chema, la colhozul și asta, și reputația lui a fost că a trimis aproape 30 de milioane de țărani la moarte. El. Că făcea teatru sau nu, asta nu prea știu, dar în orice caz... De ce vă face să credeți că juca teatru? Da, fiindcă nu vreau să-i dau răspuns imediat, asta l-a enervat pe el.
Vrea să înlocuiți guvernul Rădescu, nu? Format din comuniști, practic. Nu, schimbarea de la Rădescu la Groza, asta a fost. Și cum tot ce jebețam, s-a înervat și întâi de toate a bătut cu pumnul în masă aici. Și s-a scurat să plece și când a ajuns la ușa aici, care era deschisă. Era deschisă cum e acum? Da, da, amândouă erau, fiindcă asta a trântit la el. A trântit ușa așa de tare încât s-a clăpat unde era lemnul, s-a desfăcut. Nu tem cu ea, dar chiar zidul. Chiar zidul s-a dus. Și a plecat. Doamne, nu m-a convins, dar n-aveam ce să facem, pentru că a venit și Malinovski după aceea aici, a venit și a început să scadă tancurile pe ușă, după un oraș. Nu glumea, dar păcate foarte serios. Cea mai grea vorbă care se poate spune despre un om este: nu are nimic sfânt. Un om care nu mai are nimic sfânt poate face orice și mai ales cu el se poate face orice. Asemeni oricărui om, un popor, pentru a nu se destrăma și pentru a nu fi amenințat să dispară din istorie, trebuie să aibă mereu ceva sfânt. Când un popor își pierde suveranul, el întrerupe legătura cu Dumnezeu și pierde ceea ce în chip esențial îl ținea la oaltă. Un popor căruia i s-a luat regele își pierde fereastra spre cer și posibilitatea de a privi în sus. Regele este capul întors spre cer al unui popor întreg, ființa noastră adunată la oaltă într-un punct înalt. Când unui popor îi se ia suveranul, lui se ia capul întors către cer. El este decapitat. Poporul român a fost decapitat astfel la 30 decembrie 1947. Un alt moment despre care nu cred că vă face plăcere să vă amintiți. 30 decembrie 1947, un moment foarte trist pentru România și pentru dumneavoastră, momentul abdicării. O să venim și cu când am întâlnit-o pe regina Ana. Da. Face tot parte din același lucru, într-un sens. Când am logodit în Elveția, și Groza a trimis răspuns că nu acceptă căsătoria în țară, că prați cum. Atunci, când am întors și ne eram la Sinaia, asta cred că o știe toată lumea, că Groza a dat telefon prin mareșalul Corsei că să vină imediat la București, care a discutat o chestiune de familie cu noi. Și noi credeam că poate avea de-a face cu Logodnova. În schimb, a venit cu Gheorghe Udeș, că ne-a anunțat, și a venit cu, ce să știe, hârtia asta care vrea să... Să o semnați. Și eu m-am dus alături, în casa asta, sus. Aici s-a petrecut? Deasupra. În încăperea de deasupra? Mm. Și... Ne-am ieșit pe balcon ca să intre pe o daie de dincolo și acolo era mareșalul Colții Negel și secretarul meu, Ioanițiu. Și i-am spus, uite, hârtia asta este, și el a spus, dar casa înconjurată, santinelele noastre erau luate și înlocuite cu cel la Tudor Vladimirescu. În jurul casei era artilerie, gata să tragă dacă se întâmplă ceva, în parc aici alături. Am mai citit chestia asta încă o dată și m-am apoiat. Și m-am intervenit și eu, spunând că asta nu pot să fac așa ceva, trebuie întrebat țara. Regele a încercat să-și păstreze calmul. Nu admitea o abdicare fără ca poporul să fie consultat. N-avem timp, i s-a răspuns, și oricum poporul e de acord cu schimbarea, abia așteaptă. Nu credeți? Uitați-vă pe fereastră. Într-adevăr, clădirea era înconjurată acum de militari ieșind din ascunzători. De departe se auzea huruit de șenile.
Nu e păcat de tinerețea lor, de viața lor? Vă asumați un asemenea risc? Mihai a înțeles. Groza și Dej se refereau la cei 1000 de studenți ostatici. Acceptând să abdice, regele îi salva pe aceștia. S-a înțeles fel de discuții, că nu mai timp pentru așa ceva, că... Nu știu, eu cum ar spun toate astea. Da. Și atunci am abdicat, spunând ce știa toată lumea aproape, că dacă nu semnez acum, o să îi omoară pe toți studenții, da. Cei 1000 și ceva care erau înciși. V-au șantajat. Da. Asta nu puteam să iau răspunderea asta, face... Așa s-a întâmplat. Groza, cum avea eu sistemul lui de a face glume foarte de deplasate, că s-a terminat, mi-a făcut gestul ăsta așa. Ce simțiți? S-am simțit, avea un pistol în buzunar. Și s-a întors către mama mea și spune ca să nu mi se întâmple ce s-a întâmplat lui Antonescu. Ce destinație a căpătat încăperea de deasupra noastră în care s-a întâmplat? Da, Iisus. Este o încăpere normală? Acum s-a mai schimbat ceva acolo. Dinastia română a venit fiind unanim votată, nu s-a instalat cu forța. Și când a plecat, a plecat cu forța. Poveștile acelea cu ce ați luat când ați plecat din țară, da. Și cu, acum mai recent, cu colecția, da. El Greco și colecția de tablouri a lui El Greco. Bine, și... astea au fost lucruri care au început născocitele astea de la Gheorghe Dej. Și cum l-a luat Ceaușescu și până și Iliescu la început. Și de fiecare dată, toate comedele astea au pierdut pe toată linia. Și acum încep din nou. Bine, chiar dacă le-ați fi luat, erau ale majestății voastre, dar s-a vorbit despre o înțelegere cu rușii, despre tot felul de scenarii. Dar ce vor să uită într-adins este că după ce am plecat eu, noi, la Sinaia a trecut un timp de vreo circa 2-3 săptămâni, unde era casa nimănui, cum se spune. S-au plimbat pe acolo fel de fel de oameni, care au luat după mesă, au apucat, au furat o grămadă de lucruri. Poate chiar și tablouri. La palat? Nu. Și asta nu se vorbește. Dacă e vorba de mine, imediat scoară în sus. Invenții. Bagajele erau gata. Monarhia își pregătea surghiunul. Experții guvernului erau de față la împachetare. Fiecare cufăr, fiecare geamantan erau controlate de câteva ori și după confirmare erau minuțios inventariate. N-a scăpat niciun obiect personal, niciun prosop, nicio batistă. Trenul s-a format la București și până la Sinaia a fost escortat de militari care nu știau o boabă românește. Suita se mira de lipsa de maniere a așa zișilor soldați români care juraseră credință regelui. Până și fructele din compartimentul reginei Elena fuseseră tăiate în două, controlându-li se conținutul. Mintea întunecată de vodcă rusească a însoțitorilor trenului nu excludea ipoteza că o persoană de un atât de înalt rang putea coborî până la nivelul unui rândaș oarecare, ascunzând cocoșeii sau vreo perlă în merele din panere. Au fost surprinși să constate că în interiorul fructelor nu se găseau decât sâmburi. Deși era noapte, în scurtele popasuri de la Brașov și Făgăraș, atât călătorii cât și însoțitorii lor au avut parte de o surpriză. De dincolo de întunericul nopții, răzbăteau Urale și pasaje întregi din Imnul Regal. Să vorbim, majestate, despre lucruri mai frumoase. Să vorbim despre felul în care ați cunoscut-o pe majestatea sa, regina Ana. A fost cu ocazia... anunții reginei Angliei. Când am ajuns acolo, am văzut atâta lume din familiile noastre care nu le-am mai văzut înainte de război. La hotelul Claridge, nu? Nu, parcă, la, da. Claridge, da. And there was this young man in uniform who was standing there and was introduced. Mm-hmm. And when I came in front of him, looking at the uniform, I forgot
who he was and just packed my heels and made a garde à vous. How did His Majesty propose to you? We went out quite a lot in England because, I can say this, well, where my brother Michel was there and my cousins, like I said, and we used to go to the cinema and to the theaters. And he had never queued to go into a cinema. He had never paid a ticket. So all that, we went together and did it. He's Ursus. Ursus, come along. Come with me, big Ursus. He's Ursus. Yeah. So that's why it was amusing to go out to learn together how to behave in public, in a way, normal life, yeah. Regele este foarte diferit de regina. De aceea și cuplul lor este aproape legendar. Vă gândiți că peste numai 2 ani o să împlinească 60 de ani de căsătorie? Which one takes after Your Majesty more or after His Majesty? That you must ask one of my girls. Yes. I can't answer. I don't know. I will ask yes. Princess Margaret. Yes, please. Cred de la mama poate simțul umorului. Simțul umorului, cred. Și poate un pic de spontanitate. Cred, nu știu dacă. Și în partea regilor cum se spune? Responsabilitate. Da, responsabilitate și devoir. Al datoriei. Sensul datoriei și asta și un mod de să fie poate modest. What is the most important thing they have inherited from both of you, your children, your daughters? To be normal and be themselves. I think so. I don't know what you think. Well, asta e forța noastră. Familia, să ne gândim la țara noastră, ce putem să facem. And I said, we live two lives, remember. We are like we're on the fence. Mm-hmm. We can mix with our cousins who have got duties as royalists, and we have got duties as simple people. Mm-hmm. Always remember that, we've got a fence, but we can jump over it. Regina este un om care s-ar fi suit pe cal și ar fi pornit la război pentru orice cauză. S-a dus la 16 ani să lupte pe front pentru o țară care pe urmă n-a mai fost a ei și pe urmă a stat la ușa altei țări timp de 50 de ani așteptând-o și acum trăiește aici cu un entuziasm de parcă ar fi fost născut în România. Da, și spunând că țara sa este până la urmă România. Ori azi, pentru asta trebuie un anume fel de entuziasm pe care regele nu l-a avut. Regele a avut tăceri, a avut tristețe, a avut profunzime. Did Your Majesty know that His Majesty was the chosen one, that His Majesty's destiny would be Your Majesty's destiny as well? There was a I don't know, it's like I knew it was that because he was born in the stars. Ah, yes. In a way. So you feel the same. It was there. It was written. Regina Ana scria. Regelui au trebuit aproape 10 ani să se regăsească pe sine. Nici până în ziua de azi n-a reușit să se împace cu ideea exilului și a făcut în fiecare clipă tot ce a putut pentru a fi alături de țară, cu țară și pentru țară. Dar dacă el astăzi are o atitudine bine structurată față de exil, în primii 3 ani totul era confuz, greu de îndurat și sfâșietor. De aceea primele noastre 3 fete au crescut alături de un tată blând, drept, iubitor, dar foarte tăcut, serios și trist. Când Margareta, la vârsta de 4 ani, ne-a întrebat de ce e tata așa de trist și de tăcut, i-am spus că e supărat, fiindcă și-a pierdut țara. Ați stat în exil 45 de ani, nu? Ați condus chiar mișcarea de rezistență din exil. Ați avut un rol foarte important în sensul ăsta. Românii noștri care au ieșit acolo, afară de câteva grupuri de politicieni care au fost mai mult sau mai puțin trimis în afară înainte, ca să adun pe toți ăștia la un loc,
A să gândim toți într-un fel a fost extrem de complicat. Și cum e natura umană, știți, care să fie mai sus, care mai jos, care ești, care gol, a fost disensiuni pentru ei. Greu, foarte greu ca să iei la un loc. Și în plus de asta, chiar dacă era foarte proaspătă toată chestiunea asta, în 48, 49, 50, infiltrația securității și ce știm noi acolo a fost teribilă. Au băgat peste tot. Și care aveau exact acest rol de a semăna zâzanie. Și în biserici și pentru comunitățile românești. Și unii mai slabi de îngeri, cum se spun, s-au lăsat, nu s-au dat cu ei niciodată, dar s-au lăsat ademeniți în sensul de a sta liniștiți, să nu mai facă scandalul. Da. Asta a fost. Pe principiul divide timpera, sigur. Și asta a fost una dificultăți. You used to record the messages for Free Europe, the messages that His Majesty transmitted to the Romanian people. They were very important to us, I can assure you. Oh, really? I was a child, but for my Thank parents, you. For my... So you heard it. Yes, and I read that you had a contribution. Yes. You in fact, recorded these messages. Yes. It was like a kind of complicity. Yes, we did it together. He was at his desk, like the ones he got in their desk, and I put a microphone, and then I had an Agra, that's a very nice tape recorder, and then we did the same thing, are you ready? He said, nodded, and then I put it on, and then he talked. But it's such a pleasure to hear that you've heard it. Yes, Thank I... you. Am încercat să-i strâng, dar ca să se strângea la un loc, m-am mergea câteva luni și pomul iar începea. Să nu se înțeleagă. Nici în America nu i-a ajutat foarte mult, pentru că ei subvenționau oarecum Comitetul Național Român, care îl făcuțem noi atunci. Dar după un timp, când am început cu covarele roșii cu toți sovieticii și alții, nu mai dădeau niciun fond. Și atunci am fost pe cont propriu toți. Nu eu, dar ceilalți. Și cum v-ați descurcat? De unde reușeați să obțineți fonduri? Acolo a început să complice lucrurile. Știi, când intră banul la locul oamenilor, următor, se strică... Da, se strică tot. Cum e să fii... un rege în exil, pentru că asta ați fost, practic, majestate. Am înțeles pe un american de care știam de mult, în revistă redată în aeronautică. Se chema William Lear. Și el pilot de nu mai știu când și de una dată am apucat să vorbim despre asta. Și atunci el mi-a spus că are de gând să înceapă să facă o mică companie a lui la Geneva. Și vorbind de asta, zice, de ce nu să vin eu și să lucrăm împreună? Bun, foarte frumos. Și am lucrat 2 ani de zile cu el acolo, până a plecat înapoi în America. I read in that book of yours that for a certain period of time, for 2 years, if I remember well, you had to be a shop assistant in Bloomingdale's shop, yes, from New York. Yes, and that you worked during the day and studied in the evenings. Yes. Did you do it, Your Majesty, in order to earn your living, or you just did it because we had to earn our living? We've been brought up, my brothers and myself, to help our family and to help our parents. Mm-hmm. So, like my children, they've all been brought up to work. Later on, Your Majesty did also a sort of carpentry work at your home. You tilled greens and vegetables, then you also used to build tables out of lids of casks. Yes, you see the wine casks. We saw that in the cellar, it was in Bram's Hill.
And we said, with my husband, he said, I bet we can do tables out of that. So we began doing that. It was rather fun. Where did you learn to do all that? Again, like I say, having brothers. It was the problem to be solved. Mm-hmm. Like the same thing with the kitchen garden, the same thing. That was we the philosophy. Sold it. Mm-hmm. We sold the produce. We sold the eggs we had with a lot of chickens, geese. So we lived in the country. And, it was a wonderful life. V-ați integrat în comunitate, ați cunoscut oamenii, primarul, vă duceați la cumpărături. Da, am toată ziua, fie la poștă, fie la bancă, fie la cumpărături. Și vă duceați chiar majestatea voastră, da? Aveați o viață de om obișnuit, nu? Toată lumea ne cunoștea, dar se făcea că nu, ei sunt foarte rezolvoși, pe ce. Da, fine, prietenoși, dar așa, ne lăsa în pace. Da, sigur, da. Presupun chiar că vă acordau, totuși vă recunoșteau acest statut aparte, că știau că sunteți regele României. Da, asta da, dar atâta. Atâta. Prințul Charles era cu un an sau doi mai mare, iar principesa Anne era puțin mai mică. Un pic mai mică. Și s-au jucat împreună ani de zile acolo, deci înțelegea și ea că și ea era mama de copii, tot atât de mici. Eu cu prințul Charles contra Elena și Ann. Asta trebuie să spun, că făceau jocuri cu două echipe, cei mici cu principesa Elena Cowboy și indiani. Și prințul Charles cum era? Cu mine a fost. Era, da, în aceeași echipă? Da, a fost echipa mai... Cowboy și indieni. Și Elena și Ann au fost indieni afară. Le băteau pe cele mici tot timpul. A, deci oribil. Cele mici erau indieni și... Da, noi am câștigat tot timpul, evident. And there was a small farm there, and a podere, that means a kitchen garden. Mm-hmm. And I've always liked animals. So I asked my mother-in-law, Queen Helen, if I could have small hens, bantams. She said, yes, as long as it don't get in the way. So then I built an enclosure, and I had them there. And they became very tame, so it was like friends. like animals. Animals, birds, you like all kinds of animals. Yes, all of them, except I don't like snakes very much. I suppose, and I hope that you had also happy moments together. Oh, fantastic. Beyond this sadness. No, very happy moments. We were very lucky, because we traveled. We've been to many countries, and we've always felt, when we came to that country, we sort of was part of that country. He had sad moments, he had happy moments, because he had many friends over here. I mean, and then the countryside, that was all the happy moments. The sad moments is when he couldn't, he couldn't do what he wanted. Did Your Majesty feel, being there, far from Romania, that Your Majesty and His Majesty, the King, were practically banished, exiled? Not banished. Did you have this feeling? I got the feeling of sadness, because it was something that was a dream, but I knew it was going to come through. And when you had, you remember, some years ago, there was a Printemps de Prague. Mm-hmm. And we hoped so much. In 68? That Romania could get her freedom. You had this feeling of sadness. Your sadness was, in fact, His Majesty's sadness. Yes. But it became also yours. Yes. Because, I mean, I don't like somebody I love to be sad. So we shared our sadness. Evenimentul vieții mele a fost faptul că m-am întâlnit cu principesa și că ne-am unit viața, dar din punctul de vedere omenesc, vorbind al principiilor de viață, al valorilor în care cred, întâlnirea cu el a fost cea decisivă. Nu mi-a vorbit nimeni despre moralitate înainte, iar el, la rândul lui, nici el nu vorbește despre ea, el este ea. Ori... Noi am învățat aici că trebuie să îți vorbești valorile, el și le tace. Credeți că e adevărat ce se spune, că noi românii nu știm să fim uniți, mai ales în momente importante? Că suntem foarte ușor de dezbinat?
Știți, noi avem o istorie complicată, noi, cu nobelele barbare, cu Bizanțul, cu turcii, cu mai știu eu, una alta. Capul care se placă nu se taie lucrurile astea, dar se cam exagerează lucrurile astea. Și ca să stai foarte tare pe asta, trebuie un caracter diferit. Prin ce a trecut oamenii noștri, în general, asta cam strica puțin anumite tendințe. Ne aflăm undeva între două lumi? Păi, nu, atunci mai. Și dacă ar fi o linie de conduită mai solidă, mai strictă, poate lumea ar veni mai bine acolo și înțeapă să gândească că știm unde mergem, știi? Într-un moment e cam... Dar cine ar trebui să imprime această linie de conduită? De unde ar trebui să vină ea ca exemplu și ca reper pentru ceilalți? Cine ar trebui să o facă? Mă refer la o persoană anume. Ce categorie? Vedeți, ce s-a întâmplat acum este, eu nu vreau să critic oamenii, pentru că știm din ce a trecut, dar sistemul comunist de la Gheorghiu Dej până la 89, toate schimbările, toată elita noastră românească a dispărut. Toți cei care erau cineva în țara românească au fost anihilați. Înainte, eu știu foarte bine că cineva care trebuia să ajungă undeva în stat, fie guvern, fie în alte locuri, trebuia să treacă printr-o filieră, trebuia să-și învețe meseria. Și dacă nu era, era pus deoparte. Da. Cu ce s-a întâmplat în acest an cu cu comunismul și cu sovietizarea, sistemul s-a dispărut. Și acum am fiecare fel de fel de locuri, le pe care îl prinzi mai repede și îl pui undeva. Așa nu merge, dacă nu are o experiență. Adică asistăm la o criză a valorilor mai mare decât chiar pe vremea comunismului? Eu mă aduc aminte o altă chestie. Maniu, cu toate păcatele lui, dar avea el totuși oarecare ținută și mă aduc aminte. Asta fac o paranteză. Da. Gafencu, care a fost cineva aici, a fost ambasador la Moscova, a fost extern, a fost în o grămadă de locuri. La un moment dat s-a înăsprit relațiile cu Maniu. Și a plecat din partid, că era și el țărăniș. A plecat din partid. Și după un timp s-a dat seama că a făcut o prostie. S-a dus înapoi la Maniu și zice, aș vrea să vin înapoi, poate că am făcut prostie, nu știu cum, mă primești? Deci, sigur, cu plăcere te primești. Și unde vrei să fii? Și păi vrea să... Eu, dar nu am plecat. Și Maniu s-a uitat la el așa, că avea felul lui, puțin ordinat. Zice, dragule, zice, nu. Vine înapoi și o iei de la cap. Mulți din studenții cu care am vorbit, în 4-5 locuri, la Iași, la Brăila, la Galați, la Timișoara. Timișoara, da. Ați fost de curând, am avut la Timișoara cu câțiva ani. 5 universități, cu toți profesorii și rectorii. Erau, nu știu cât, 200 de tineri acolo. Am stat de vorbă cu ei. Eu nu le fac discursuri, eu vreau să știu ce vor ei să știe. Asta e mai important pentru mine. Ei mi-au pus fel de fel de întrebări care pentru mine și cei din timpul meu sunt banalități. Dar se vede că oamenii caută ceva și nu le știu, nu au fost învățați. Asta e ce spun eu, că ăsta numai în universitate, că asta nu la urmă se învață, asta se învață tot timpul cât urs în grade. Ori la noi, înainte, asta se învăța anumite lucruri astea. Specializările se făcea după. Ori acum am întrebat lucruri așa de banale pentru noi, se vede că băieții ăștia, toate tinere,
Nu au fost învățați anumite lucruri. Are you now, Your Majesty, as disappointed as you've been No, because I began to understand them. It's when you meet people, and I like people. When you meet people, you begin to understand people. So I think you can understand people and you can see what they're trying to do. And everybody's trying to do something and for the good of other people. La cine să se uite ca să învețe? Pentru că politicienii noștri, nu toți, bineînțeles, au probleme nu doar de cultură politică și cultură generală, au probleme chiar și cu limba română. Cumva pe jurnale și pe alții care vorbesc niște cuvinte care nu le-am auzit niciodată la noi. Sunt împrumutate în afară ca știm noi ceva să spui, dar asta nu e românește, nu mai e cum era înainte. Chiar niște prefecți până am umblat eu pe țară, că mă spunea că cu tare s-a întâmplat nu știu cum, zic, ce e asta? Și îmi spune din nou cuvântul. Zic, eu ce e asta? Asta nu e rău. Aveam oameni tineri de foarte mare valoare, pentru că au învățat bine anumite lucruri tehnice în special. Și cei mai valoroși pleacă. Da, păcat. Asta e păcat. Da. În loc să întrebințăm noi aici, dar fie că-s prost plătit, fie că nu găsești locul de muncă. Dacă se poate să mai facem ceva prin fundație sau prin cultură, cum a făcut și bunicul meu. Avem multe făcute, dezvoltate și avem multe proiecte pentru copii, pentru bătrâni, pentru cultură, pentru educație și pentru sănătate. I'm very proud of her. She's doing that for people. She's doing that for children. She's doing that for education, for the poor people. She's doing it for her country. You don't like doing politics, but you do have your opinions. Ah, yes, I listen. You listen. I like listening, yes. Impresia mea este de acolo că când s-a făcut anumite schimbări acum, n-a fost o linie de conduită foarte precisă. Și influențele astea din trecut au cam rămas cam prea tare. Și atunci bâșbăi lumea, au dat la stânga și ăstea nu mai știu unde sunt. Și atunci, da, cum spui, înainte erau toți cristalizați în jurul unui rău care era acolo, dar acum nu mai rău de înainte, dar rău în alt sens, fiindcă nu e foarte clar ce se întâmplă. Nici pentru mine, ceea ce numim noi tot timpul democrație și asta, în felul cum s-au schimbat lucrurile după 89, asta nu prea e democrație pentru mine. Fără o educație profundă de ce înseamnă o țară, de ce înseamnă poporul respectiv, e foarte greu. Pentru că dacă pui pe ăsta să voteze, cum am fost și înainte și asta, votează ce e. Votează persoana, votează ideea, votează ce fac. Sau votează vorbește. Lista. Cine vorbește mai tare. Asta nu e necesar, asta se cheamă democrație. Pentru că i-am șocat puțin, că l-am spus la un moment dat studenților, zic... La Timișoara, nu? Da. Zic să nu credeți că majoritatea are totdeauna dreptate. Pentru că dacă nu sunteți învățați anumite lucruri, majoritatea votează anapodul. Așa e. Nici așa. Și trebuie cu chipzuite, bine. Și asta cere un timp acum, mai ales că totul s-a cam destrămat. Nu ieșim la mal așa. Cei care au făcut ceva și au distrus țara românească trebuie să plătească ce mai încolo. Moralmente creștinește, nu se poate să uităm așa. Am văzut în Franța, unde am fost de mai multe ori, într-un parc mare pe acolo, unde arată din Revoluția franceză și s-a întâmplat. Și la ieșire era un panou pus mare acolo, care spune, iertarea nu înseamnă uitare. Poți să ierți, dar nu trebuie să uiți, că dacă uiți ce s-a întâmplat, nu mai uiți niciodată.
V-ați întrebat câți ar mai rămâne din cei trecuți de 40 de ani, dacă ar fi să aplicăm această lege a lustrației? Eu sunt puțin îngrijorat cu Uniunea Europeană, că ei fac cum fac pentru ei acolo, dar neglijează multe lucruri locale. Și un lucru care mă deranjează și mai mult este chestia religioasă. Chiar în Constituția Uniunii Europene, care când o fi să fie, chestia religioasă nu-i pusă, e scoasă de acolo. Păi, noi suntem creștini sau suntem păgâni? Chiar și americane, când moneda lor scrie "In God we trust". Și până în școală spune că e anticonstituțional să faci rugăciunea. Păi cum vine asta? La noi bisericele sunt pline. Dar eu mi-am pus întrebarea, când au ieșit de la slujbă, cu ce au rămas? Preotul respectiv, când vorbește mulțime în biserică, să încerce să le facă să intre în capul oamenilor și în sufletul lor, să învețe cum să pună în practică învățăturile lui Hristos. Ce mi se pare că școlile teologice, tinerii preoți care ies de acolo și se duc pământ în sate, au sau nu au această flacără în ei. Preotul care face slujbă, e ca și cum ai pune un gramofon și merge singur și pe mă oprești. N-are niciun fel de căldură, îl debitează acolo, la repezeală, îți dă crucea, dar nu simți. Pentru că eu știu că dacă n-aș avea credința mea în Dumnezeu și ce mi-a inspirat mama mea, când tot ce am trecut noi, până la urmă nebunești. Tot aștept mereu ceva și nu mai vine nimic. Și dacă n-ai pe ce să te razi în sufletul tău singur, prin care ai învățat ceva, e mare buclu. Au fost momente totuși de disperare, de mare cumpănă, în care ați fost în pericol să vă îndoiți cumva de Dumnezeu? Nu, pe sigur. Întâi am trecut cu vârstințe și cu asta și pe mă restul. Zi de zi, cum am văzut din ce în ce se strică trebuie de aici și pe mă, când am încercat să vin, am fost dat afară de două, trei ori. Asta a fost o dezamăgire teribilă, pentru că după 29, când a dispărut Ceaușescu, mă așteptam să fie cel puțin ceva. La 30 decembrie 1997, deci exact la 50 de ani de la momentul fatidic, 30 decembrie 1947, ați fost desemnată de majestatea sa să-i succedeți în drepturile dinastice. Deci asta înseamnă practic că după majestatea sa, alteța voastră veți fi șeful casei regale. V-ați dorit acest lucru? Cum și unde vă vedeți în România deceniilor viitoare din această poziție? Dacă am dorit acest lucru, bine. Cred că, într-un fel, este o răspundere și nu pot să refuz așa ceva. Evident, este, poate va fi greu. Și sunteți primul născut, sigur. Da, deci, dar nu am dorit neapărat asta, dar asta este și sunt pregătită. La evenimentele din 89, unde vă aflați, majestate? În România, Elveția, și mă uitam la televizor. La Versoa. Nu, deodată am aflat că se întâmplă ceva. Și o parte în televiziune s-a văzut pe cât se putea și cum a venit să strecora tot timpul, veneau informații, tot ce se întâmpla, așa că eram foarte bine pus la curent ce se întâmplă. Primul care mi-a dat veste, m-a dat un telefon, era regele Bădua. Regele Belgiei, de care ați fost apropiat. Avea și el informațiile lor de partea asta și m-a întrebat pe mine ce mai știu. Și asta a fost primul contact care l-am avut, de fapt singurul. Pe de altă parte știu că ați avut o reținere, că foarte multă lume a încercat să vă convingă atunci să veniți în România, chiar în zilele acelea, imediat, în primele zile ale lui ianuarie 1990, și că n-ați vrut să o faceți.
De ce n-ați făcut-o? Da, fiindcă am văzut că câți morți au fost și prin ce au trecut și la cei la Timișoara și la București, când au început să tragă aici în toate părțile. Mi-am zis în sinea mea, zic că, da, ar trebui poate să merg acolo, dar nu vreau să vin, să dau impresia că toți oamenii ăștia au murit pentru un anumit ideal și pe mă să fie eu în cap acolo să încep, asta am zis că nu, să vedem puțin ce se întâmplă. Where is home, sweet home for you, here. For your majesty? Here. Here, Romania? Yes. The first thing that gave me a tremendous pleasure when I come down on the aeroplane and I see the Romanian flag. Yes? Yeah. That's a tremendous joy. And when I leave the country, I see the Romanian flag, I just say, I'll be back. No, that's my biggest joy, it's true. Deci am decis să merg, am luat mașina, am pus tot ce am avut la Roma în mașina și am plecat în Elveția și am spus că vreau să fac ceva pentru România. Da. Ce au fost primele lucruri pe care ați încercat să le faceți alături de rege? Care au fost o fundație, o discuție cu oameni din afară care au fost acolo, spune că nu se poate, că nu se schimbă și acolo și trebuie să ne lansăm, să facem ceva pentru satele care știți cum a fost distrus aici și am vorbit și cu prințul Charles, evident, și regele, să facem ceva și s-a întâmplat foarte repede după aceea. Înainte să mă gândesc cum să fac acest film, am revăzut filmul lui Sorin Ilieșiu, devenit și casetă video grație editurii Humanitas. Film făcut după venirea regelui Mihai în țară în 1992 de Sfintele Sărbători de Paști. Era prima venire a majestății sale după 1989, cu voia autorităților statului de atunci, după o paranteză nefericită de care probabil unii vor avea să se rușineze cândva. Îmi stăruie câteva imagini în minte care m-au bucurat, dar m-au și durut o dată în plus. Un dram mai puțin de data asta, pentru că între timp lucrurile s-au repus într-o ordine, chiar dacă n-aș numi-o încă justă, pentru că ar fi loc de mai bine. Imaginile acelea sunt puternice și sunt multe, dar nu cred să le pot uita vreodată. Memoria noastră afectivă e fără îndoială cu mult mai încăpătoare decât cealaltă. Vă așteptați să fiți așa primit de poporul român? Nu, trebuie să spun că nu. Am fost aproape copleșit, aș putea să spun. Nu știu, mă așteam și să mă cred, fiindcă după toți acei ani mizorabili care au fost și pentru mine și pentru cei de aici, totodată să văd mulțimea asta enormă care a ieșit pe străzi unde se cheamă hotel, parcă nu venea să cred ochiilor. Nici cu mașina, vă aduceți aminte, nu puteați înainta de trupurile oamenilor. Știu că ultimul kilometru care l-am făcut când am intrat în oraș până la Biserica Sfântul Gheorghe, mi se pare că era câteva sute de metri, a durat aproape un ceas. N-am luat aproape pe sus cu mașina, se clătina. Și... Dar de ce nu vă așteptați la primirea asta? Nu era normal după 45 după de ani românii și le vedeau regele? După toți anii ăștia de minciuni și murdării și fel de fel de... N-aș duce să le clarific ce se spunea despre, nu numai despre mine, dar despre toată familia și... Monarhia în general, nu mă așteptam să fie așa o reacție când am venit eu. Ca și cum s-a șters odată tot. Dar, în fine, nu chiar tot, dar... Nici nu mă așteptam ce să mă gândesc, să spun. Nu pot să uit fetița aceea, cocoțată într-un copac, ca să-l poată zări puțin pe regele pe care nu a avut șansa de a-l vedea până atunci niciodată. O fetiță care a avut însă șansa de a nu apuca nici vremurile minciunilor comuniste. Acum vrea să vadă și ea cum arată un om care e rege, care a aflat de la bunicii ei, e și regele ei.
Au fost mulți tineri acolo în piața palatului, tineri cărora bunicii lor fi povestit, se prea poate, că regele e un om bun, care a fost izgonit și condamnat să trăiască departe de țară, însingurat, iubindu-și poporul în tot timpul ăsta fără nicio clipă de răgaz. Erau și mii de bătrâni la oaltă cu tineri, cu fețele radiind, cu ochii plini de lacrimi, bătrâni care nu mai sperau să-și mai vadă vreodată suveranul în carne și oase, care strigau regăsindu-și cumva tinerețea. Maestate, nu pleca, România e țara ta. Nu v-am uitat niciodată și vă iubesc în toată inima. Știam foarte bine ce se întâmpla aici, asta nu putea să ascundă nimeni. Și ne dăm foarte bine seama că oamenii au fost terorizați, înfricoșați, nu îndrăzneau să deschidă gura în niciun fel în ceea ce ne privea pe noi și deodată văd acolo tot orașul care și pe stradă. Da. Asta m-a copleșit într-un fel. Erați foarte emoționat, da. Majestate, mi-aduc aminte. În acel moment am plâns cu toții în locul lui. Am luat cu grijă lacrimile ce îi scăldau ochii, fără să curgă, pentru că un rege nu trebuie să plângă în fața poporului său, și le-am lăsat să se prelingă în voie pe obrajii noștri. Noi, oameni simpli, care ne putem permite luxul de a plânge oriunde și oricând. L-am văzut apoi pe rege făcându-și semnul crucii, apoi pe micul prinț Nicolae, fericit, dar și copleșit, nedumerit. Nu mai văzuse niciodată atâția oameni la un loc, iubindu-l pe bunicul lui, cel mai mereu trist. 45 de ani de despărțire. Am fost cu toții în acest răstimp de istorie bolnavi din lipsă de iubire. Nimeni nu ne-a iubit și n-am avut pe cine iubi. De când nu s-a mai revărsat din noi atâta iubire? Și când în istoria noastră sufletul nostru colectiv, degradat în multe feluri, uscat de suferință și de lipsa speranței, s-a mai deschis cu atâta disperare și tandrețe? Mângâiat de sute de mii de oameni, freamătul acestei mângâieri uriașe nu se putea naște din altceva decât din disperarea iubirii regăsite. Discursul regal s-a încheiat cu o declarație de iubire lipsită de enfază, austeră chiar. I s-a răspuns că este, la rândul lui, iubit. De ce atunci, acela căruia i-am declarat iubire și care ne-a mărturisit iubirea lui, a trebuit să plece? De ce, iubindu-ne, a plecat? Și de ce s-a strigat zadarnic, în urma lui, nu pleca? Cortina a căzut, după acea zi de Paști, peste scenariul unei iubiri neconsumate. Mi-am zis că o să fac acest film cu sufletul, că în rest e treaba istoricilor, care încă nici ei nu au ajuns la o voce comună și probabil nici nu o vor face vreodată. N-am izbutit însă nici eu să nu-i trezesc amintiri dureroase majestății sale și mă gândesc acum, mai mult decât oricând, ce ființă cinică trebuie că e jurnalistul chiar și atunci când omul din el nu e. Încerc să mă consolez spunându-mi că fatalmente altfel nu se putea. Un destin tragic nu poate fi evocat fără să provoci tristețe, fie ea cât de demnă, așa cum nu ți-a mai fost dat să vezi. Bunica mea ar fi fost tare fericită să vadă acest film dedicat majestății sale, regelui Mihai I al României, pe care l-a iubit toată viața, despre care îmi spunea: Doamne, cât era de frumos și de bun! Sunteți fericit că v-ați întors între români? Asta? Da, pentru că eu țin foarte mult la țara mea și îmi pare foarte rău când văd, mă doare când văd anumite lucruri care se întâmplă. Și în situația actuală este foarte greu pentru mine să fac ceva. What does your majesty have in mind to do for Romania from now on? To be. Thank you.
Bun găsit, sunt Carmen Avram. Pentru lumea întreagă, el e singurul șef de stat în viață care era în funcție în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru noi e simplu regele Mihai, un om cât o istorie, cu un destin ca un scenariu de film. A fost rege iubit, dar și rege exilat. A stat față în față cu mari oameni politici ai planetei, dar a fost și nevoit să vândă flori sau ouă ca să-și întrețină familia. A fost ambasador al României oriunde a mers, dar în țara lui i s-a interzis multă vreme să revină. Mihai I a trăit cu demnitate și modestie mai mult de jumătate din cei 150 de ani de regalitate românească. Însă la această aniversare a lipsit, nu-i permite starea de sănătate să iasă din casă. Cu toate acestea, spun cei prezenți, cumva, regele Mihai a stat în mijlocul ceremoniilor de la Peleș, care au arătat din nou cât de frumoasă este și ar putea să mai fie România. Din 2008, de când Castelul Peleș a fost retrocedat regelui Mihai, nu a mai fost organizat niciun alt eveniment de asemenea învergură aici. Sunt mii de oameni în grădina castelului, familia regală asistă la concert, dar știți ce a însemnat organizarea unui astfel de eveniment? E o întreagă poveste. Ca să înțelegem cât se poate de bine această poveste, am primit permisiunea să intrăm în culisele unuia dintre cele mai importante, mai elegante și mai impresionante evenimente organizate la noi. Se împlinesc 150 de ani de când Carol I, întemeietorul dinastiei României, a fost proclamat rege. 150 de ani din care regele Mihai a trăit mai mult de jumătate și rămâne până astăzi singurul șef de stat în viață aflat în funcție în timpul celui de-al doilea război mondial. Un om mare cât istoria, atât de mare încât a reușit să-și impună prezența chiar și la un eveniment la care n-a fost prezent. Încă de anul trecut, când a început organizarea petrecerii de 10 mai, s-a stabilit, fără niciun dubiu, și locația, Castelul Peleș din Sinaia. Până la urmă, pentru asta a și fost construit, să fie reședința de vară a tuturor regilor României. Locul unde, mai ales la sfârșit de săptămână, musafiri de rang înalt sau prieteni de joacă ai celor mici erau invitați de Carol I. Povestea spune că în ziua în care regele a venit pentru prima dată aici, Sinaia era un mic sat de munte numit Podul Neagului. S-a îndrăgostit atât de tare de sălbăticia și frumusețea unică a acestui loc, încât a decis să vândă o proprietate personală din Germania și cu banii câștigați să cumpere terenul pe care se va ridica în următorii ani Castelul Peleș. Construcția a durat 41 de ani, timp în care, se spune, pe șantier s-a vorbit, s-a cântat și s-a înjurat în 14 limbi străine. Când a fost gata, în 1914, nota de plată ajunsese la 16 milioane de lei în monede de aur. Dar, să nu uităm, clădirea avea pentru acea vreme cele mai moderne dotări. Încălzire centrală, lifturi, aspiratoare de praf și energie electrică. De altfel, Peleșul rămâne până astăzi primul castel complet electrificat din Europa. Toate sunt funcționale și astăzi, cu mici reparații și, evident, modernizări, dacă a fost cazul. În sălile de o frumusețe care staie respirația, decorate bogat, cu mult bun gust și eleganță, timpul parcă s-a oprit în loc. Și chiar dacă personajele principale au plecat de mult, unii încă le mai simt acolo. E spectaculos castelul și chiar dacă n-a mai fost de mult locuit efectiv, eu cred că viața nu s-a dus din el. Simți, parcă trece cineva, parcă mai e cineva. Dar nu la modul acela la care ne gândim noi. Nu te speriat. Nu. Colegii mai spun, am auzit pași în sală, cu tare și n-avea cum să fie, că nu-i nimeni. Ar fi putut fi oricine, Carol I sau Ferdinand, Regina Maria sau voievodul Mihai. Pe aceste holuri s-au plimbat toți regii și reginele României. Aici a venit pe lume Carol al II-lea, primul rege al dinastiei născut pe pământ românesc și primul botezat în religie ortodoxă. Aici a avut loc nunta surorii lui, principesa Ileana. Tot aici, în salonul Maur, Carol I și-a petrecut ultima zi pe pământ. La doi pași de aici, la Pelișor, s-a născut și regele Mihai. Aproape toată copilăria și-a petrecut-o pe aceste holuri, prin aceste camere, la fel și primii ani de școală. Și tot de aici, de la Peleș, a plecat în exil forțat, în dimineața zilei de 3 ianuarie 1948. A plecat fără să știe unde, fără să știe pentru cât timp,
A luat cu el, spun documentele, doar un bagaj de mână și toată dragostea lui pentru România și pentru Peleș, unde avea să se mai întoarcă după 60 de ani, o viață de om. Abia în iunie 2008, regele Mihai a primit legal dreptul de a se întoarce în casa copilăriei lui, care a revenit atunci în proprietatea coroanei. A fost unul din puținele momente în care, spun cei care au stat în preajmă, regele a plâns. Erau prea multe amintiri, probabil, prea copleșitoare, însă în fața mulțimii venite aici să-l salute, a apărut la balcon cu privirea senină, fericit și mulțumit. De atunci, regele a mai venit la Peleș de câteva ori, doar în vizite private și discrete, fără să fie văzut de nimeni, fără să deranjeze turiștii care îi se plimbau prin castel și care au aflat de fiecare dată ce momente importante s-au petrecut în această clădire, dar nu vor ști niciodată cât de mult s-a iubit, s-a râs, ori s-a plâns între pereții acestei clădiri. E un castel cu multă personalitate, spun cei care lucrează și au grijă de el. Un loc prietenos, cu o energie foarte bună. Eu când am venit aici, am simțit că m-a primit foarte bine un spirit al lui. Putea să fie ostil cu mine, dar n-a fost. Așa se explică poate și dragul și pasiunea cu care fiecare dintre angajați are grijă de orice colțișor al clădirii. Se întâmplă asta în fiecare zi. Acum, când se pregătea marea sărbătoare, cu atât mai mult. Doar că Peleșul nu mai era atât de obișnuit cu petrecerile. A fost deci nevoie de o curățenie generală și câteva reamenajări interioare. Tot ce este aici înseamnă obiecte de patrimoniu și oamenii de la castel n-ar suporta să vadă un pahar de vin roșu vărsat pe o servantă de 100 de ani sau pe scaunul preferat al reginei. Au atâta grijă de patrimoniul ăsta, șterg mereu, în fiecare dimineață asta fac, până se deschide muzeul. Vizitatorii nu înțeleg, dacă să fie așa, se curăță tot. Fiecare bucată de lemn e curățată cu cârpă, ele știu foarte bine. Și sunt foarte mândră de ei. Unii șterg praful și dau cu aspiratorul prin castel, alții înlocuiesc becurile arse de la spectaculoasele candelabre de cristal, toate vechi de 100 de ani. În grădină se tunde iarba, iar la etaj se dă cu lac tâmplăria. În timp ce în balcon, o mică armată de oameni, coordonată de directorul casei regale, pare să facă o reparație foarte importantă. Mai des să ne uităm să vedem cum arată din zona asta. Uitați-vă și dumneavoastră cum se văd panourile care sunt acolo. Am înțeles. Deci alea trebuie, chiar trebuie refăcute. Acesta este locul în care familia regală va saluta invitații la garden party. Balconul va fi acoperit cu o catifea roșie, cu ciucuri galbeni, exact cum am văzut și la Palatul Buckingham, de exemplu, atunci când apare regina la balcon. De aici, de la înălțime, se vede cel mai bine cum s-a transformat în câteva zile grădina castelului și cât de multă lume e implicată în acest eveniment fără precedent. Se vede foarte bine, da, e perfect. Nu-l trage în față, lasă-l așa. Unde sunt brăduția doi mici, da, perfect. Și în scurt timp, corturile unde se va servi mâncare și băutură invitaților apar în grădină ca ciupercile după ploaie. Castelul Peleș era pregătit pentru așa. Noi nu eram pregătiți pentru el. Indiferent, că plouă, ninge, soare, 10 mai este sărbătoare națională. Pregătirile au început, de fapt, acum aproape un an. O armată de oameni, mulți dintre ei voluntari, au pus totul la bătaie, ca și cum sărbătoarea aceasta era petrecerea lor personală. De la program artistic până la meniu, de la invitați până la decorațiuni, niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării. Da, totul este ok. Cum a primit vestea că trebuie să aleagă vinul pentru petrecerea de 10 mai, Virgil Mândru de la domeniul Tohani a trecut imediat la degustare. Simțiți aroma întâi mai de la distanță și apoi ne apropiem. Se simte aroma de fruct proaspăt. Asta trebuie să transmită un vin alb, mai ales o fetească regală. Ce este foarte important, să-ți rămână gustul de struguri. Simțiți? Exact ca și cum ai mânca un strugure. Un vin pentru începutul petrecerii. Și ne cerem scuze pe această cale că vă facem poftă. Așa a decis cu mândrie că acesta va fi vinul care va deschide petrecerea la castel. După care s-a gândit că potrivit ar fi și un rosé, iar ca finalul să fie vesel, ar merge și un vin roșu. Și ca să rămână în istorie nu doar evenimentul, ci și vinul, i-a spus simplu Castelul Peleș. Este o onoare pentru noi că vinul ales este vinul de la Tohani. Un vin bun trebuie să aibă și o istorie frumoasă în spate. Altfel, dacă nu ai o poveste, vinul își pierde foarte mult din farmec și oricât de bun ar fi, îi lipsește ceva. Noi avem această poveste. E una dintre cele mai frumoase povești de la începutul anilor 30. O
poveste plină de mister, controverse și inimi rănite, care a schimbat destine, dar și reguli stricte. În urmă cu 8 decenii, aici, în vârful unui deal plin de vițe de vie, a fost sala de bal în care prințul Nicolae, al patrulea copil al regelui Ferdinand și al reginei Maria, fratele mai mare al lui Carol al II-lea, o lua în căsătorie pe Ioana Doleti. Fica unor latifundiari din Tohani, o femeie foarte frumoasă și elegantă și atât. Fără să aibă sânge nobil, iubirea dintre cei doi era una interzisă, iar căsătoria imposibilă. Principele Nicolae nu a acceptat așa ceva, cu orice risc. A ales partea frumoasă, a ales o frumoasă româncă cu care a fost fericit până în momentul final. El chiar spunea că preferă să renunțe la privilegiile casei regale, dar să păstreze cuvântul dat în fața unei doamne și iubirea pe care îl leagă de această doamnă. Principele n-a renunțat la Ioana nici când Consiliul de Coroană a decis decăderea sa din drepturi ca membru al casei regale. Prin decret, a primit numele de Nicolae Barna și a fost exilat. Până la sfârșitul vieții lui a trăit alături de marea sa iubire în Elveția. După mulți ani a fost reabilitat. Casa regală i-a redat și lui și Ioanei Doleti titlurile pierdute. Atunci când a preluat moșia de la Tohani, Virgil Mândru a mai găsit aici doar povestea și niște dealuri pline cu vie. În rest, totul era o ruină. Conacul aproape prăbușit, sala de bal năpădită de buruieni și mucegai, dar s-a ambiționat să refacă totul cum a fost odată. Cam cum arăta locul ăsta pe vremuri? Așa cum mi-aș dori eu să fie Tohani în următoarea perioadă. În acest conac regal pe care îl avem în față, principele Nicolae, fratele regelui Carol, avea o curte regală. Acolo era o sală de bal. Acolo ținea principele petreceri, veneau invitați, de la București, veneau cu mașini de epocă, petreceau weekenduri frumoase aici. Iar aici avem un beci, un loc în care își păstra principele vinurile, care încă de atunci erau foarte, foarte cunoscute și foarte vestite. Erau vinuri de o noblețe extraordinară. Beciul este păstrat în întregime din acea perioadă. Pe măsură ce coborâm scara abruptă, se schimbă și mirosul și temperatura. Mai mult de 10-12 grade nu sunt niciodată aici, indiferent de anotimp. Așa se obține vinul de calitate. În butoaiele mari de lemn se ține și azi la păstrare vinul roșu, celebrul vin roșu de Tohani, servit pe vremuri la petreceri regale. Iar într-un raft, plin de praf, sunt chiar câteva sticle din ultima perioadă de glorie a acestui loc. Aceste vinuri sunt vinuri de peste 50 de ani, fac parte din patrimoniul companiei noastre, dar să știți că datorită faptului că s-au păstrat în condiții extraordinare, ele sunt încă bune, se pot servi, bine, în cantități mici, pentru că după un anumit număr de ani devin un pic mai grele, mai pretențioase. Vinul acesta se face și azi la Tohani și a fost dedicat principelui Nicolae. Se cheamă exact ca pe vremea lui, Moșia de la Tohani. E un vin roșu, aprins, înfocat ca iubirea lui pentru femeia căreia i s-a dedicat trup și suflet. În cinstea nunților au ieșit pe piață primele sticle. De altfel, acela a fost momentul în care domeniul a primit calitatea de furnizor al casei regale. Acum, în colecția de vinuri regale se adaugă și Castelul Peleș, un sortiment care, spun specialiștii, merge bine cu o friptură, dar și cu pește, fructe de mare, ori brânzeturi fine. De asta s-a ținut cont și când s-a stabilit meniul pentru petrecerea de 10 mai. De când gătește pentru evenimente la Casa Regală, doamna Gina s-a obișnuit să aibă în față doar câteva castroane cu ingrediente, să le spunem mai neobișnuite, din care să fie nevoită să umple un platou. Și se poate, pentru că spune ea, la astfel de petreceri nu vine nimeni să mănânce pe săturate, iar mâncarea trebuie să fie sănătoasă, sățioasă și arătoasă. Eu, din ce văd aici, recunosc atât roșii, portocală, și avocado. Da. Și panseluțe, ceea ce nu înțeleg de ce. E de decor? Da, panseluțele sunt de decor. Și atât? Da, atât. Deci nu le mâncăm? Le mâncăm. Sunt comestibile, deci preparatul se poate mânca cu tot. Nu trebuie să dai petalele la o parte. Stați un pic. Panseluțele astea se mănâncă? Da. Sunt comestibile, da. Deci nu pățesc nimic, sigur, da? Sigur. O mănânc cu coadă, cu tot? Mănânc și una, dacă e mai mare. Haideți să mâncăm amândouă, dar... Poftă bună! Mulțumesc la fel! Are gust de salată, dar ceva mai parfumat. Da. Incredibil, e foarte bună. Deci asta o să mănânce invitații la Garden Party? Da. Printre altele.
Iar la altele mai adăugăm praline din rață confiată, salsa de caise, creveți, tartar de somon, cremă de brânză cu migdale sau guacamole cu sos chili. E un meniu à la carte, pregătit cu imaginație și migală de bucătari cu experiență. Din această compoziție vom forma niște biluțe mici, cum sunt pralinele. Atât de mici încât se încapă pe bucățica aceea. Și se o poate lua dintr-o mușcătură. Iar acum vine partea artistică. Cred că ați avea nevoie de o pensetă. Da, am trusa la mine. A, deci chiar folosiți și pensetă. Da. Nu e mândrie mai mare pentru doamna Gina să știe că tot ce iese din mâinile ei ajunge pe masa unor oameni atât de importanți. Și ar mai fi ceva. Când mergeți la petreceri de genul acesta, ce vă bucură cel mai tare? Că sunt invitat. În plus, norocul doamnei Gina este că are deja pălărie la costumul de bucătar. Altfel, n-ar fi fost primită la petrecere chiar dacă avea invitație valabilă semnată de șeful casei regale. Scrie negru pe alb, dress code pentru doamne ținută de după amiază cu pălărie. Pălăria este cea mai importantă în cadrul ținutei, deci nu ținuta contează atât de mult cât pălăria. De ce? Pentru că este un eveniment de zi unde doamnele pot să îndrăznească să poarte pălării spectaculoase. Tot ce e aici e rodul imaginației Cristinei Dragomir, care cu talent a reușit de câțiva ani să ridice pălăria la rang de operă de artă. Atunci când o privim, nu iese foarte bine în evidență, ci în lumină se vede extraordinar de bine toată decorația din interior, care este o poveste. Deci avem fluturi naturali, presați și conservați foarte bine, avem flori naturale, avem dantelă și este foarte, foarte delicată. Nici n-a visat Cristina Dragomir acum 5-6 ani că va veni vremea în care se va închide zile și nopți în atelier ca să creeze la timp astfel de opere de artă pentru un eveniment atât de mare. A fost însă suficient să-i facă o pălărie principesei Margareta, iar acea pălărie să fie purtată la jubileul de diamant al reginei Marii Britanii. În anul următor, Cristina primea titlul de furnizor al casei regale a României și devenea cel mai căutat om din țară înainte de petrecerea de 10 mai de la Palat. Este foarte, foarte mare agitație. Din păcate, doamnele nu înțeleg că trebuie să se pregătească puțin din timp și atunci, practic, ultimile zile sunt de foc pentru noi, pentru că nu știm ce să facem mai întâi. În primul an, cu o oră înainte de eveniment, aveam showroom-ul plin de doamne. Treptat, doamnele au înțeles că o pălărie ca aceasta nu se poate face în mai puțin de 2 săptămâni. Materialul este adus de la Londra, la fel și ca la podul, din atelierul unde se lucrează și pălăriile reginei. Totul se face exclusiv manual, iar din faza de schiță până la produsul final, o pălărie trece prin cel puțin 26 de etape. Acum, principesa Margareta are propriul calapod și nu mai e nevoie să vină la probă. Se știe deja ce îi place, ce o avantajează și de multe ori se îndrăgostește atât de tare de câte o pălărie încât își schimbă ținuta în funcție de ea, cum s-a întâmplat și anul acesta. Este o culoare specială pe care am ales-o pentru alteța sa, iar pentru că îi plac foarte mult formele îndrăznețe și culorile în ultima vreme, borul este mare, dar este ridicat în sus. Și este foarte aerisit și permite la fel această decorație specială cu plante naturale. Plantele naturale sunt uscate printr-o metodă specială brevetată de Cristina Dragomir, iar pălăriile ei cu fluturi și aer de primăvară au în ele și un fel de praf magic. Fac femei absolut obișnuite din popor să se creadă prințese. Iată un experiment. Vreți să probați chiar pălăria principesei? Să vedeți efectul. De ce nu? Rămâne secretul nostru, bine? Este un tip de bor extraordinar. Iar este un bor care are și o formă care va avantaja foarte bine. Vai, cât e frumoasă! Înțeleg acum de ce le vine doamnelor atât de greu să aleagă din acest rai al pălăriilor un singur model și la câte provocări au făcut față miile de femei de pe întreaga planetă pentru care creațiile Cristinei Dragomir au devenit, cum se spune în modă, un must. Noi am lucrat pentru toate evenimentele sociale, pentru Royal Ascot, pentru Epsom Derby, Henley Regatta. Sunt niște evenimente importante la Londra. Dubai World Cup câteva sezoane, unde au participat și la concursul de a câștiga marele titlu pentru cea mai frumoasă pălărie, care este premiat cu Ferrari. S-au fost împurtate la Hollywood de foarte multe celebrități.
Însă recunoaște Cristina, nicăieri nu e mai mândră ca acasă, unde observă că femeile au început să redescopere frumusețea și importanța pălăriilor și că, de la un an la altul, gusturile s-au rafinat. Petrecerea de 10 mai de la Palat a ajuns azi un eveniment important nu doar pentru familia regală, ci și pentru întreaga comunitate, iar pălăriile ei fac spectacol. Evenimentul este foarte colorat, dintr-o dată animat de aceste pălării. Și fiecare, majoritatea doamnelor, se întrec în a purta diverse forme, deosebite culori. În acest an sunt convinsă că o să vedem o mulțime de apariții spectaculoase. Prima apariție spectaculoasă a avut loc însă pe cer, cu o zi înainte de Garden Party. Sunt Iacării României, singura echipă privată de acrobație aeriană de la noi. De câțiva ani, ei se ocupă cu spectacolul de pe cer la petrecerile de 10 mai de la Palat și uneori mai reușesc să alunge și norii. Majestate, aviatorii vă salută cu onoare și vă doresc multă sănătate. În 2012, când au survolat prima dată grădina Palatului Elisabeta, regele Mihai și-a dorit să-i cunoască și personal pe piloți. Au stat vreo jumătate de oră împreună, probabil insuficient și pentru unii și pentru alții, ca să povestească despre marea pasiune a majestății sale, aviația. Toată lumea știe că Mihai I a avut și brevet de pilot, dar puțină lume știe că a descoperit această pasiune pentru că era foarte frică de avioane. Povestește chiar suveranul într-un interviu. S-a întâmplat în 1942. Mergea cu avionul alături de mareșalul Antonescu ca să inspecteze amândoi frontul din Crimea. Era un vânt în rafale și mi s-a făcut rău. Atunci m-am gândit că e bine să trec în față și, când pilotul m-a văzut alb la față, i-a transmis copilotului să se ridice și să-mi dea locul lui. M-am așezat și pilotul mi-a spus că pot să iau comanda avionului. Nu zburasem în viața mea. Vreau să spun că nu pusese mâna pe comenzile unui avion. Am făcut câteva manevre și răul mi-a trecut, bineînțeles, imediat. Întreaga atenție mi se mutase în altă parte. Înainte de acest zbor, nu și-ar fi imaginat niciodată că aviația va deveni una dintre marile sale iubiri, dar și una dintre principalele surse de existență în perioada exilului. In a small plane, piloted by himself from the continent, King Michael of Romania arrived with his mother, Queen Helen, at London Airport. Se întâmpla în 1953. Întreaga suită urma să participe la Londra la nunta prințesei Elisabeta, actuala regină a Marii Britanii. Regele Mihai era deja în exil forțat. La scurt timp după acest episod, rămas fără sprijin politic și abandonat chiar și de către cei mai buni prieteni, fără bani și fără șanse de supraviețuire, regele Mihai se angaja la o cunoscută companie din Elveția ca pilot de încercare și zboruri demonstrative. Compania a dat în scurt timp faliment, așa că suveranul a trebuit să se reorienteze. A devenit broker, păstrând însă ca pasiune aviația, alături de fotografie și mașini. Câteva imagini document ni-l arată pe Mihai conducând o mașină de teren chiar prin împrejurimile castelului Peleș. Astăzi, în același loc, stă să înceapă o petrecere cum n-a mai fost. Nu vă luați după agitația oamenilor care aleargă grăbiți de colo-colo. Situația e sub control, doar că nu prea mai e timp ca cineva să stea pe margine, așa că până și cei mai mici furnizori ai casei regale sunt implicați direct în eveniment. Uitându-te prin grădina castelului, ai senzația că asiști la o cursă de cutii, mese, baxuri, cărucioare și buchete de flori. Zeci de companii au ținut să fie astăzi la eveniment. Sunt așteptați în jur de 6.000 de oameni, dintre care 300 cu invitație specială. Ei vor fi privilegiații care vor participa la recepția privată dată de familia regală. Tocmai acum le sosește vinul de la Tohani. Regală și o neagră, roze și un roze. Deci, astea trei, încă trei și încă trei, nu? Imediat își face apariția și doamna Gina cu mașina încărcată de bunătăți. Totul a fost pregătit la București azi noapte. Acum trebuie doar să le mai așeze pe platouri și să repare ce s-a mai stricat pe drum. Ce? S-a stricat ceva? Chelnerii se grăbesc să-și pună ținuta specială, croită după reguli stricte. Militarii din Garda de Onoare fac ultimele retușuri. E semn că se apropie primul moment important al unei zile care, dacă nu va rămâne în istorie, va rămâne sigur în memoria oamenilor. Chiar și în pofida ploii mocănești. Și dintr-o dată, exact la ora stabilită, familia regală intră rând pe rând în grădina castelului. Mai întâi principele Radu, apoi trei dintre surorile mai mici și mult mai puțin cunoscute ale principesei Margareta, Elena, Maria și Sofia. Asistăm acum la unul dintre cele mai
frumoase și încărcate de semnificații momente care s-au întâmplat în ultimii ani aici la Castelul Peleș. Standardul regal nu a mai fost arborat din 1947 și ne pregătim să vedem imediat momentul acesta. Brusc, întreaga atmosferă te aruncă înapoi în vremuri în care măreția României se vedea, se auzea și se simțea parcă în cele mai mici detalii. Mai întâi, peluza e învăluită în sunetul majestuos de trompete. E semnul că la castel a ajuns custodele coroanei, principesa Margareta. Se intonează apoi imnul regal și pe catarg urcă pentru prima dată în ultimii 70 de ani standardul regal. Principesa se străduiește să-și stăpânească emoția și lacrimile. Zâmbește și din când în când își aruncă ochii spre cer vizibil marcată. E pentru prima dată când îl suplinește pe tatăl ei la o ceremonie atât de importantă. Mătușa ei, arhiducesa Maria Magdalena Austriei, o atinge ușor în semn de încurajare. Iar principesa Margareta privește standardul cu semnele regale care a fost coborât de pe Castelul Peleș în ziua în care tatăl său a fost nevoit să abdice. Atunci a început practic un nou capitol în istoria României și în destinul unei familii care s-a văzut alungată din țară fără să știe ce va urma. Exilul a fost una dintre cele mai grele încercări pentru majestatea sa. Era practic singur, un rege complet izolat. Mulți ani de zile noi am știut că regele, regina mama Elena și micul lor anturaj sunt undeva în străinătate, ducând o viață liniștită plină de lux. Că au plecat din țară cu un tren încărcat de obiecte de valoare pe care le-au vândut. Aveam să aflăm adevărul acum 3 ani, când dosarul de urmărire a regelui de către securitate a fost desecretizat și detalii absolut șocante au ieșit la iveală. Suntem în mijlocul unei arhive, aparținând unui fost serviciu secret, care cuprinde secvențe de viață din destinele celor urmăriți, cuprinde de asemenea o sumedenie întreagă de minciuni, o sumedenie întreagă de dezinformări, fragmente de adevăr. Suntem într-un mijloc unui mare malder de hârtii, bine camuflate de un discurs manipulator. Adevărul istoric este că după căsătoria cu Ana în 1948, tânărul rege Mihai s-a stabilit în Elveția. Acolo s-a născut și primul lor copil, Margareta, iar după încă 2 ani, Elena. Nu aveau practic nicio sursă de venit. Banii erau din ce în ce mai puțini, grijile tot mai multe, așa că au decis să se mute în Anglia, unde au închiriat o clădire veche, nemobilată, dar cu o grădină foarte mare. Încurajați de puținii prieteni pe care îi mai aveau în preajmă, și-au făcut o fermă, în încercarea de a se întreține din ea. Au început cu 6 pui de găină dăruiți de mama reginei Ana, care locuia în Danemarca. În câțiva ani, ferma număra în jur de 800 de păsări. Fiecare membru al familiei, chiar și cei mai mici, aveau un rol bine definit în munca la fermă. Preparau grăunțele, dădeau de mâncare păsărilor, ambalau ouăle. E drept, pentru cele 2 fetițe, totul părea să fie mai degrabă o joacă. În fiecare dimineață făceau turul grădinii de zarzavat, aparent foarte fericiți și mulțumiți cu noua lor viață. Imaginile document surprinse în anul 1953 de către o televiziune britanică ne arată o familie absolut obișnuită. Nimic nu trădează sângele albastru care curge prin sângele acestor oameni. Majesty, will you tell us what your plans are? We've had a look at your activities. We'd like to know what the plans are. For the vegetable garden. Well, I can't quite say definitely now what, but we're just going on growing it and we'll see as things go along what we're going to do. I'll try to help him most I can. Yes, what is your main task? Well, my main task is taking care of the children and sort of taking care of the other sort of chickens and things like that. Dar par împăcați cu noua lor viață și cu noua lor casă. Cel puțin, în interviu, așa declară: Anglia e ca acasă. It's a very pleasant country to live in, I could say. It's good climate. Regina recunoaște așa, cu naturalețe și cu zâmbetul pe buze, că obișnuiește, la sfârșit de săptămână mai ales, să vândă ouă sau legume din poartă în poartă în micul orășel în care locuiesc. Există însă documente care spun că și regele a făcut același lucru. Primii clienți au fost vecinii, dar când producția a început să crească, au extins vânzările și în piețe sau în magazinele din împrejurimi. Mihai I avea pe atunci 32 de ani, 2 copii mici, o soție care a devenit regină fără regat și o țară care îi ducea dorul în fiecare clipă a vieții lui, fără să spună asta în cuvinte,
fără să se plângă vreodată. Doar privirea trăda o mare suferință, sesizată la acel moment și de copii. Avea să povestească mai târziu principesa Margareta. Tatăl meu a fost foarte reținut și trist pentru 10 ani. A fost un fel de depresie. Odată am fost în grădină cu mama mea și am spus, de ce e tot timpul trist? Am avut 4-5 ani. Și regina mi-a spus că a pierdut o țară. Și am spus, cum se poate așa ceva? Deci am cules niște flori și am mers la el. Între ei doi, tată și fică, rege fără țară și prințesă fără castel, a fost încă de pe atunci o relație specială, care a ajutat-o pe principesa Margareta să înțeleagă foarte ușor și destul de repede ce au însemnat acei ani pentru familia lor, ce eforturi trebuia să facă regele ca să le asigure hrana de zi cu zi și un minim confort. Mi-am descurcat cum am putut, în fine, să facem. În ciuda acestor probleme, își amintește principesa, a avut o copilărie frumoasă, din care nu i-a lipsit nimic. Alături de celelalte 4 surori care au venit în anii următori pe lume, imaginile de arhivă confirmă, sunt filmate chiar de regele Mihai în vacanțe la munte, în grădina casei din Anglia, la Villa Sparta din Florența, acolo unde cei mici mergeau în vacanța de vară la bunica, regina Elena. Am fost o familie foarte unită. Am mers mereu în vacanțe împreună. Am fost mai multe copii de țară. Am fost biciclete și așa. Crăciunul era o sărbătoare de familie. Nu lipseau niciodată bradul împodobit și cadourile. Cu siguranță părinții făceau mari eforturi să nu le lipsească nimic celor mici. În spatele acestor imagini se ascundea însă o mare dramă. Mihai, o spun și documentele oficiale, era considerat cel mai sărac rege din exil și devenea tot mai singur. Nu mai putea merge la întâlniri oficiale, nu mai aveau bani ca să respecte protocolul ce impunea o anumită ținută. Nici prin casă nu le mai intra multă lume. Tot din cauza problemelor financiare au fost nevoiți să renunțe la toți servitorii și nu se cădea ca regina să fie cea care aducea tava cu ceai sau prăjituri. În scurt timp, au fost abandonați și de anturajul cu care plecaseră din România. Din 1956, familia se mută la Versoa, în Elveția, unde va rămâne, practic, până la finalul exilului. A fost un cuplu tânăr când m-am născut și au făcut tot felul de lucruri. La o fermă am avut și după aceea a fost pilot, după aceea a fost agent de bursă, tot felul de profesii să putem să trăim. Asta a fost un exemplu foarte bun pentru noi, fetele. Astăzi, 4 dintre fete sunt în curtea castelului Peleș cu gândul la tatăl grav bolnav și își imaginează probabil cum ar fi fost această zi împreună cu majestatea sa. O zi care, cu siguranță, va rămâne multă vreme de aici încolo în memoria localnicilor. Orașul întreg pare o ilustrată din perioada interbelică, dar plin de viață, zâmbete, domni și doamne de o eleganță copleșitoare cum nu mai vezi astăzi în România. Și te întrebi instinctiv, de unde au apărut acești oameni și unde sunt ei în restul timpului? Răspunsul cred că e că ei, ca și noi toți, am uitat să căutăm frumusețea din noi și că atunci când pretextul este bun, ceva din memoria noastră se reactivează și redevenim eleganți în mod natural. La fel de natural și vremea se schimbă brusc. Norii de ploaie se risipesc ca să le permită doamnelor să șetaleze fără frică pălăriile spectaculoase cu pene colorate sau flori naturale, iar domnilor ținutele creative, unele adaptate original la vremuri moderne. Și totuși, nimic parcă nu e strident, nimic nu pare forțat. Ai impresia că oamenii aceștia, măcar o dată pe săptămână, obișnuiesc să meargă la petreceri la palat. Toată această eleganță ascunde, de fapt, respectul pe care acești oameni îl au față de familia regală și față de cel pe care încă îl mai numesc regele lor. Între timp, undeva la etajul castelului, cei 300 de invitați ai familiei regale își etalează zâmbetele și reverențele cu o naturalețe demnă de orice curte regală. Gazda petrecerii, principesa Margareta, salută pe rând fiecare musafir. Poartă spectaculoasa pălărie făcută de Cristina Dragomir, la care a mai adăugat doar un mic accesoriu colorat. E bucuroasă de întâlnirea cu fiecare dintre oaspeți, diplomați, oameni de cultură sau politicieni, sportivi, medici, profesori, prieteni mai vechi sau cunoștințe mai noi. Printre care o fetiță care sigur va crede de acum încolo că poveștile cu prinți, prințese și castele sunt adevărate. Doar a văzut asta cu ochii ei.
Încă de pe vremea lui Carol I, locul acesta exact pentru așa ceva a fost gândit, pentru recepții, dinemuri și sărbători frumoase de familie. Exact asta se întâmplă și astăzi, într-o atmosferă în care vă rog să mă credeți pentru prima dată în viața mea. Îmi găsesc foarte greu cuvintele să o descriu. E România la care visăm mulți dintre noi. Educată, elegantă, discretă, frumoasă. E România care încă mai există. Trebuie doar să-i dai prilejul să o arate. Se aude un murmur discret în încăpere și din când în când clinchetul paharelor de vin. Dintr-un colț, un domn pe care, parcă îl știm de undeva, privește tot ce se întâmplă în jur și pare mândru. Da, e mândru. Virgil Mândru de la Tohani și vrea să vadă dacă vinul său e apreciat de invitați. Acum este happy end. Cum este happy end-ul? Acum se sfârșește, de fapt, toată munca și toată pregătirea. Dacă totul va trebui mai mulțumit, înseamnă că ne-am făcut. Ați văzut zâmbete pe fața oamenilor? Pentru că știu că asta vă doriți. Ați văzut. Așa, și lumea este fericită, deci e bine. Poate un pic a contribuit la asta și doamna Gina. Gustările sofisticate, decorate cu panseluțe comestibile, par să fie pe placul musafirilor. Chelnerii îmbrăcați, cum scrie în codul bunelor maniere de la palat, se plimbă cât se poate de discret printre oaspeți. Există niște reguli stricte pe care le-au repetat tot drumul de la București la Sinaia. Când servești la un astfel de eveniment, nu ai voie să vorbești cu invitații, nu ai voie să-i privești în ochi, doar te plimbi printre ei fără să atragi prea mult atenția. În toată această mulțime de oameni eleganți și relaxați, un singur personaj stă ușor stingher pe un scaun. Se ridică doar atunci când principele Radu vine să-l salute. Este Lascăr Zanfirescu, fost coleg de școală primară cu regele Mihai. Bună ziua, domnul Zanfirescu! Ce faceți? Ce mă bucur să vă revăd! Și eu la fel! Arătați foarte bine, foarte bine! Ce bine că ne-am întâlnit, pentru că suntem specialiști în complimente! Da! Cum vă simțiți astăzi? Mai bine în orice caz. Mai bine pentru că e evenimentul acesta frumos, e nu? Extraordinar. Când ați fost ultima dată la Peleș? Mulți ani. Amintirile îl copleșesc brusc și încearcă să le rânduiască cumva în minte. De ce v-ați adus aminte când ați intrat în castel? De multe. De mai întâlnesa regele actual, când eram în școala regelui Mihai. Da. Și aveam sus, aici, camerele noastre. Aici? E cam amestec în capul meu. E și normal, au trecut aproape 80 de ani de atunci. Era un copil când a fost ales să facă parte din așa numita clasă palatină. Carol al II-lea a bătut toată țara în lung și în lat ca să găsească acei băieți buni la minte și la trup, provenind din toate mediile sociale și din toate minoritățile, care să fie colegi de școală ai voievodului Mihai. Până la urmă, au fost aleși 8, și săraci, și bogați, și de la oraș, și de la țară, și români, și de alte etnii. Unii erau fii de țărani, alții de avocați, preoți sau ofițeri. Domnul Lascăr era fiu de diplomat și nepotul lui Duiliu Zanfirescu, iar întâlnirea cu voievodul a fost, spune el, unul din marile evenimente ale vieții sale. Îi spuneam Maria ta, nu îi spuneam pe nume, așa că era normal. Dar era Maria ta și pe urmă urmau multe fraze și multe glume. Și era foarte simpatic, așa cum mi-l amintesc și așa cum este și acum. Se plimbau cu bicicletele, jucau bâza și își petreceau împreună vacanțele la Florența, la vila reginei Elena, aflată atunci în exil. Erau acele momente în care voievodul Mihai uita de grijile care îi apăsau umerii de copil prea devreme. Venea în clasă plâns. Dar asta n-ar trebui să spun. Da, erau lucruri care îl deranja. Își aduce aminte de tot, cu nostalgie și bucurie, dar brusc zâmbetul îi piere când rememorează ziua în care regele a plecat în exil. Nu știu, că nu vreau să fac ceva teatru, dar a fost foarte greu. Adică mă doare și acum.
Din acea clasă special formată pentru voievod, doar el și majestatea sa mai sunt în viață. Iar azi, când a intrat în castel, a simțit că dorul îl apasă din nou, foarte tare. Ce vă lipsește astăzi, aici, în ziua aceasta de sărbători? Ce vă lipsește, da? Dar eu aș prefera să nu... Să nu vorbiți despre asta. Vorbim despre asta, dacă se poate. Am înțeles perfect ce spuneți și știu la ce vă referiți. Așa erau ei educați în acele vremuri, să nu vorbească decât atunci când trebuie, despre ce trebuie, să nu rănească, să nu jignească și să nu provoace ură sau discordie. El este martorul unor vremuri în care educația și bunul simț erau cele mai importante valori și bogății ale unui om. Când îl zărește, principesa Margareta îi strânge mâna cu bucurie. Iar el greu își mai poate ascunde emoția. A fost o întâlnire scurtă, cât o clipă, dar, ca toate întâlnirile din viața lui, valorează mai mult decât orice. Eu sunt un om fericit că am putut cunoaște pe mingea asta de pământ un om ca el. Nu sunt mulți oameni din această încăpere care pot spune acest lucru, iar cei care au avut ocazia să-l cunoască pe regele Mihai vorbesc despre acel moment ca despre ceva care le-a schimbat viața. Evenimentul cel mai important pentru mine în întreaga mea viață a fost să-l cunosc pe majestatea sa, regele Mihai. S-au cunoscut în America la începutul anilor 90. Au petrecut 10 minute împreună, dar parcă se știau de o viață, își amintește Andrew Popper, un român care a luat drumul străinătății în anii 70. Din 2003, regele l-a numit șeful casei regale și l-a desemnat negociatorul principal cu guvernul român în procesul de recuperare a proprietăților confiscate de comuniști. Și faptul că azi această ceremonie are loc la Peleș îi se datorează puțin și lui. Retrocedarea castelului a fost una dintre marile misiuni cu care a fost însărcinat și pe care a împlinit-o în slujba suveranului român. Acum 4 ani, când l-am întâlnit la Londra, Andrew Popper tocmai terminase de organizat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate regelui Mihai. Aristocrația britanică s-a înclinat atunci în fața regelui nostru ca în fața unei mari personalități istorice. Mihai I a rămas până azi cel mai longeviv monarh din lume decorat cu Ordinul Victorian. S-a întâmplat acum mai bine de 75 de ani la încoronarea regelui George al VI-lea. Mihai I avea doar 16 ani. Noi trebuie să fim mândri, sunt mândri și binecuvântați pentru a-l avea încă printre noi. Tot ceea ce este legat de familia regală din România și majestatea sa, regele Mihai, pune România într-o lumină foarte, foarte favorabilă. În momentul în care se vorbește despre familia regală a României și despre regele Mihai în Marea Britanie, se vorbește în mod pozitiv și față de România. Este un element care cred că vă bucură. Ne bucurăm acum de revederea la Peleș. E principesa Sofia, fericită că își poate exersa limba română și mai ales că poate vedea Peleșul aproape așa cum îl descria tatăl ei în copilărie. It always has, so I'm glad to see it full of life again today, so it's nice. În alt colț de cameră, principesa Maria se întreține cu invitații. Timpul a trecut parcă prea repede pentru toți. Câteva doamne tresar brusc atunci când aud un sunet de trompetă venit parcă de nicăieri. E momentul în care toată lumea e invitată în grădină, la concert, iar familia regală în balcon, așa cum e tradiția la fiecare garden party. Prima își face apariția principesa Margareta. Aruncă o privire în curtea plină de oameni și se poate citi foarte ușor pe buze când exclamă: ce frumos e! Grădina reședinței de vară a tatălui său, a bunicului și a tuturor regilor României e din nou plină de viață, ca în vremurile cele mai frumoase pe care le-a trăit această țară. În ritm vioi, de muzică, de fanfară militară, se apropie de finală ziua de 10 mai. Doar principesa își aruncă din când în când privirea spre cer, semn că urmează momentul pe care le așteaptă mereu cu bucurie la fiecare garden party.
Se spune că de fiecare dată când se termină o petrecere de 10 mai la palat, toată lumea de la Curtea Regală începe deja să se gândească la următorul garden party. Povestea merge mai departe, o poveste care a început în România acum 150 de ani. Am trecut de atunci și prin bune și prin rele, prin regimuri politice care ne-au schimbat și mentalități și percepții și așteptări. Am ajuns astăzi să trăim într-o Românie turbulentă, măcinată de resentimente și scandaluri, fără repere, fără modele, fără un țel. Și în astfel de momente, privind această oază de frumusețe, de liniște, de decență și respect, nu trebuie neapărat să fii monarhist ca să te întrebi oare ce-ar fi fost dacă ar fi fost.